Putem începe? Da. Da, domn președinte, da. Iar mai faci. Deci, ca prezență, da, suntem toți prezenți, da? Mai puțin. Da. Da. Toți. Da, toți. Nu sunt toți, mai nu vă dă. O să votăm acum și regulamentul de funcționare. Păi le-ai fost atent, de asta ți-am spus, că te uitai încolo. Zic doar la tot. Bun, păi dăm citire la procesul de bază de la ședința anterioară, da? Da. Nu prima, hai. Este eleoare. Proces de bază încheiat astăzi 8.01.2020 în ședință din data Consiliului Local Baraba. Consider prezenți 11 din 13. Domnul președinte, ședința a dat citire ordinii de zi. Proiectul număr 1. Aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2019, inițiator primar de Costel. Proiectul numărul 2. Aprobarea utilizării excedentului anului 2019 pentru acoperirea bolilor temporare în casă în anul 2020 al secțiunii de funcționari, inițiator primar de Costel. Ordinea de zi a fost supusă la vot și a fost aprobată în unanimitate, precum și capitolul de dese. A fost aprobat procesul verbal al ședinței anterioare din data de 23.12.2019 cu unanimitate de voturi. Secretarul General OAT a mulțumit consilierilor pentru colaborare în anul 2019, le-a urat un an nou bun, a mulțumit consilierul local pentru implicare de care a dat dovadă în strângerea de fonduri pentru ajutarea familiilor nevoiașe de Crăciun și a dat explicații cu privire la modul în care acești bani au fost cheltuiți, prezentând bonuri pentru cumpărare de alimente, dulciuri și cadre sociale care au beneficiat de acest sprijin. Domnul primar a dat citire proiectului de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive de citul secțiunii de dezvoltare în 2019, adoptat cu unanimitate de voturi. Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019. Domnul președinte, ședința, mulțumim pe ședință și a declarat ședința încheiată. Președinte, ședință, domnul Bucu Ovidiu. Da. Are cineva ceva de adăugat? Nu supun la cine este pentru? N-a fost. A, n-ai fost. Ții, da? Deci 12 pentru și o abținere. Supun la vot ordinea de zi pentru ședința de astăzi. Cine este pentru? E ce nu l-am invitat. Da. Ce o fie pe așa? Dau drumul, dau cuvântul domnului primar, la proiectul numărul 1, aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, de pe raza Comunei Parava, județul Bacău. Hai, cuvântul domnului primar. Referat de aprobare de partea proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ pe universitar pentru anul 2021 de pe raza Comunei Parava, județul Bacău. Având în vedere adresa numărul 9234/59 din 20.11.2019, transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Ordinul Ministerului Educației numărul 5090 din 0909-2019 pentru aprobarea metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul pe universitar de stat, evidența efectivelor de preșcolar și elevi școlarizați în vederea organizării rețelei unităților de învățământ pe universitar pentru anul 2020-2021. Revederea articolului 129 aliatul 2 litera D și aliatul 7 litera A din donanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 prin codul administrativ și prevederile articolului 19, articolul 20, articolul 45, aliatul 5 și 6, articolul 61, aliatul 1 și 2 din legea numărul 1 din 2011 privind legea administrației naționale cu modificările și completările ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul 2020-2021 de pe raza Comunei Parava, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 de pe raza Comunei Parava, județul Bacău. Consiliul Local al Comunei Parava, județul Bacău, având în vedere referatul de specialitate a primarului Comunei Parava, adresa numărul 9234/59 din 20.11.2019, transmisă de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău, avizul numărul 9956 din 16.12.2019, emis de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău, referatul de specialitate Ordinul Ministerului Educației numărul 5090 din 0909-2019 pentru aprobarea metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul 2020-2021, prevederea articolului 129 aliatul 2 litera D și aliatul 7 litera A din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ,
Prevederea articolului 19, articolul 20, articolul 45, aliatul 5 și 6, articolul 61, aliatul 1 și 2 de legea numărul 1 din 2011 prin Educația Națională cu modificări și completări ulterioare, avizul comisiilor de specialitate și de mei articolul 129, aliatul 2 litera D și aliatul 7 litera A din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 prin codul administrativ, propun. Articolul 1. Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 de pe raza Comunei Paravă, județul Bacău, conform anexei ce face parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre se comunică instituției directe județul Bacău, primarului Comunei Paravă, inspectoratului școlar județean Bacău. Și aceeași care am făcut-o în luna decembrie, numai că mi-au specificat ceva inspectoratul, care ne spune așa, având în vedere dispoziția articolului 61 al 2 din Legea Educației Naționale cu modificări și completări ulterioare, propunerea privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020, alcătuită din unitățile de învățământ nominalizate în adresa dumneavoastră, dispoziția articolului 24 din ordinul 15-90 din 2019 privind metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020-2021, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bacău, în ședința din 16-12-2019, au hotărât să acorde avizul conform privind organizarea rețelei școlare din unitatea dumneavoastră administrativ-teritorială, în forma prezentată în anexa 1, lista unităților de învățământ preuniversitar, pentru care se acordă avizul conform pentru anul școlar 2020-2021. După emiterea avizului conform, Consiliul Local al Unității Administrative Teritoriale trebuie să emite hotărârea de Consiliul Local, având ca obiect organizarea rețelei școlare din raza dumneavoastră de competență. Hotărârea Consiliului Local va fi comunicată inspectoratului școlar. Vrea cineva să ia cuvântul? La idee, școala Parava are 182 de elevi, școala gimnazială Rădoaia 89 de elevi, aici deci grădiniță, tot. Iar grădinița cu program normal din Parava 53, deci un total de 327 de elevi la nivelul Comunii Parava. Este precizat că la școală la Rădoaia, în cursul gimnazial, e o singură clasă de se va învăța. Deci se va învăța simultan. Simultan. Da. La cursul gimnazial. Vă dați seama ce înseamnă 5-8. 5-8 va fi un singur clasă, simultan. La singură clasă. Și la 1-4, adică la 0, clasa predilectoare, două costuri. Vă dați seama ce... Dar la 5-8 de ce ne aduce? Nu sunt copii! Nu. Explicați. Nu. Domnul Chilibaș a întrebat de ce nu-i aduce la Paraba și atunci ai rezolvat. 5-8. E un regim special pentru satele așa. O fi. Au un proiect, știi? E un proiect... Am înțeles, știu că de-aia nici nu s-au adus toate la centru, că s-au adus Drăgușanii. Am înțeles. Pentru că... Unii spun că da, alții zic că nu. Dar am înțeles, de asta îi ține acolo. Școala, conducerea școlii a demarat un fel de recensământ, dacă se poate numi recensământ. Eu am fost într-o activitate săptămâna asta, la altăie de la Rădoaia, cu medicul de familie și cu asistenta socială de la noi. Umblau din poartă în poartă, să identifice mai mulți elevi, după care s-au prezentat la noi să vedem ce acte de stare civilă sunt și dacă copiii sunt în localitate, pentru că sunt copiii ăștia care fac naveta datorită părinților, când sunt în Belgia, când sunt în România, când în Belgia, școlii, când nu, poate să reușește măcar să se atragă în școală. Dacă noi aducem aici la centru. Așa asta trebuie. Cel mai veni. Avem și două microbuze, avem, ne face și e vorba și de numărul de elevi la grupul județean. Dar duci la școală. Dar sunt campus aici. E o problemă și asta. Să vei văzut dacă ai. Dacă fizic nu sunt. Dar chiar o ținem degeaba școala aia acolo. Avem numai cheltuieli, numai cheltuieli.
Da, da, și cheltuielile cu transportul sunt mari, domnule. E o regiune specială. Și cheltuielile cu transportul. Deci nu prea ai cum să o... Deci gazul în care îi aduci la Parma ar trebui să o desfințezi pe aia la Rădoaia, da? Aici o problemă, cred că domnul primar, nu știu, știi mai bine, deci au un status special, minoritățile și... Nu prea ai cum să o desfințezi așa ușor. Ar fi o vedi studiu, inclusiv limba lor maternă. Cum se vede romanii, nu poate... În momentul când vii și îl aduci în clasa a șaptea cu ceilalți, le aduce și-o romanul lor și le predea aici. Vrei să iei cuvântul, domnul Vlare? Nu. Bun, mai sunt alte discuții. Domnul Boboc, ai cuvântul. Da. Aș avea o problemă nu neapărat de organizarea rețelei școlare, ci mai degrabă despre funcționarea unor unități școlare. Mai exact, am fost martor unei discuții întâmplătoare luni, lunea asta, în care s-a oprit curentul electric și cei de la grădinița Parama, cadre didactice, și vă uitau că este frig și umblau cu jarul pe mână să o scoată din centrală. Păi, și i-am întrebat, care e problema? De ce se întâmplă așa? La care una din cadre didactice m-a acuzat că de ce nu punem noi problema în Consiliul Local? Situația lor, de fapt. Și i-am spus, foarte sec. Eu tremur de frig? Dacă nu semnalează, așa este. Au fost semnalizate, au făcut niște studii speciale. Deci trebuie un generator sau o sursă de... Am înțeles. Asta este treabă de mult. Și nu e un generator. Asta, asta, puțin. Asta este să rezolvă. Nu e avem generator care face față. Nu. Deci, eu cred că știm cu toții că anul trebuie nu s-o cheltuie banii la învățământ toți. Putea fiecare să-și ia fiecare unitate. Cred că la fel e și la Rădoaia. Nu cred eu că au venit așa. Deci, au pierdut vreo 20.000 de lei la școală care nu au fost cheltuiți. Era bine dacă era și doamna directoare aici să-i prezentăm la, o situație. La buget, la proiectul de buget. Dar nu este uite, o sumă așa mare în care să nu fie să-și poate... De banii aia se puteau lua și... Păi da, cât e un UPS de la 5-6 milioane și se putea rezolva situația. 10 milioane cu baterii. Deci, într-o fel eram acuzat și noi că, de fapt, îi stau un fric și poate noi nu le... O pasază pe Consiliul Local. Da, cam asta era. Erau în atribuțiile doamna director și nu în atribuțiile Consiliului Local. Doamna director a motivat în ședința de Consiliu Școlar că banii au rezultat din economia lucrărilor făcute la școli, modernizarea școlii Parava nu a mai necesitat alte costuri și de la lemne i-au rămas. Așa. Chiar da, sunt de acord. Nu i-a mutat la timp. Păi dar trebuie mutat să-l rectificare. Rectificai, luat de cum le ducea dincolo și cheltuia. Și de asta trebuie să suferi copiii de frig? De ce nu poți făcut să fie bani să că nu le-am gestionat? Pentru vacanța aia? Trebuia făcut foc de frig. Ei tremurau foc de frig. În condiții de gripă acum? Da. Bine, mulțumesc. Păi lemnele erau tot la capitolul unui central. Deci, sigur. Se puteau surții. Încălzările funcționale. Deci, în același capitol erau banii. Deci, chiar putea să ia. Au omis. Dar și voi, cu de administrație, putea să-i mai întrebați. Eu credeam că erau venit ca să mai cam. S-au întâmplat să atunci, s-au pierdut bani. Așa s-au omis pe la universitate. Nu poate să-i subordonează. Nu se subordonează așa. S-au mai trecut. Da, dar poate doamna directoare vine la buget. Da. Bun, mai sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre? Atunci supun la vot. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, domnul. Cu abținere. Proiectul numărul 3, stabilirea salariului lunar de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul OAT Parva, județul Bacău, ai cuvântul, domnul primar. Mulțumesc. La referat de aprobare, sunandul de Consiliul Primar al Comunei Parava, județul Bacău, având în vedere referatul doamnei Orban Irma Maria, secretar general al OAT Parava, numărul 255 din 22.01.2020, privind necesitatea adoptării unui nou regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local Comunei Parava, județul Bacău, care să fie în concordanță cu noile modificări legislative cuprinse în codul administrativ, intrat în vigoare în luna iulie anului 2019, și care să conducă la o bună desfășurare a activității Consiliului Local și aparatului de specialitate.
Revederea articolul 632 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 prin codul administrativ. Vă supun atenției spre aprobare propriei hotărâri privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Parava, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Comuna Parava, județul Bacău. Consiliul Local al Comunei Parava, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară, analizând referatul de aprobare a primarului Comunei Parava, listatul numărul de 256 din 22.01.2020, raportul de specialitate înregistrat sub numărul de 255 din 22.01.2020, raportul de realizare a Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Parava, având în vedere prevederile articolului 632 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ și în temeiul articolului 196 aliniatul 1 litera A și articolul 129 aliniatul 3 litera A din codul administrativ, propun. Articolul 1. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Parava județul Bacău, conform anexei 1 ce face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicativitatea hotărârii numărul 31 din 29.07.2016, emisă de către Consiliul Local al Comunei Parava județul Bacău. Articolul 3. Cu ducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, răspunde primarul Comunei Parava împreună cu consilierii locali din Consiliul Local al Comunei Parava județul Bacău, iar prin grijă secretarul Comunei Parava, prezenta hotărârii va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată instituției prefectului Bacău, Consiliul Local al Comunei Parava, primarul Comunei Parava. Vreți să dăm citire la toți, la studiați sau îl spicuim? Eu spun să... Să dăm, de exemplu, la... Eventual, da, citire, dacă sunt diferențe între legea 215, de exemplu, și nouă codul administrativ. Deci aduce în plus și aduce în minus sau ce. Dezbatere un pic, iată că nu putem noi schimba nimic. Ordonanța e dată, trebuie să respectăm legea așa cum este. Sau mai bine, întâi aprobam regulamentul, exact. Pe urmă vedeam cu această problema asta. Sau așa, exact. Așa foarte trebuie. Bine. Așa trebuie. Foarte bine. Noi oricum nu putem schimba și date. Regulamentul acum, noi l-am avut. Acum îl schimbăm în urma ordonanței. Păi tot, mă. Da, și același regulament, doar că e schimbat. Da, dar uite ce spune la articolul 18, aliniatul 12. Da, ia-i cuvântul, domnul. Da, stai să-l găsesc, că l-am... Deci mergem așa, spicuit, e articolul. Sigur că e mare, nu. Deci, Consiliul Local, până acum, Consiliul Local aprobă majorări de salarii, sporuri și nu știu ce, în condițiile legii. Deci, noi facem chestia asta acum. Da. Dar regulamentul votăm mai târziu. Deci, șocul intră în vigoare la ședința. Păi nu-i facem mai mult. Trebuia să-l avem mai de mult. Nu neapărat. Pe ordonanța e aportul din vară. Nu mai înainte. Pe ordinea de zi să fi pus între regulamentul. Sunt de acord cu tine, dar oricum nu era vigoare de azi. Nu. Da, și atunci mai facem până la zi. La proiectul 3, care e majorarea de salarii? Da. Da. Trebuie să aștepte proiectul altul, pentru că nu intră în vigoare. Păi da. Consiliul Local avea cam aceleași atribuții. Cam aceleași. Aici în domeniul ăsta... În regulamentul vechi. Deci în domeniul vechi aveam aceleași competențe. Da, da. Ca și modificare din ce am văzut, ar fi, de exemplu, la... Dar să ne referim la aceea. Dar oricum în vigoare este regulamentul vechi până intră în vigoare. Exact, asta vă spun. Dar și ăla are competență. Și ăla, dar codul civil, domnul Bobov, spune că e altceva. Nu mai e cum a fost. Răspunderea primarului în parte și asupra funcționarilor, nu? Ați văzut? Nu mai e să răspundă tot. Și atunci, dacă par banii cheltuii, să zicem, și fără rost, nu mai răspunde dumneavoastră. Păi funcționarii, voi vă aveți răspundere. De ce n-ați gestionat bine banii, să zicem? Asta e doar un exemplu. Da. Deci sunt mai multe hibe, să zicem așa, da. În nouă cord din procedură. Bun. Administrativ, pardon. Da. Ce propun eu? Haideți să uitați. Am zis. Capitolul 2, organizarea Consiliului Local. Ceva ce ne interesează pe noi, dacă vreți, ca să nu trecem prin tot. Articolul 2, validarea mandatelor? Da. Citesc eu, poza domnului primar, cu vezi unde ai atribuții primare, ca o trebuie. Bun, dau citiri? Deci, capitolul 2, organizarea Consiliului Local, președinte de ședință. După declararea ca legal constituit Consiliul Local alege dintre membrii săi un termen stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, un președinte de ședință pe o perioadă de
cel mult 3 luni, care conduce ședințele Consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la articolul 5 litera E din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019. Consilierul local ales în condițiile alineatului 1 poate fi schimbat din funcție la inițiativa cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută. În cazul în care președintele de ședință lipsește la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce ședința respectivă. Acesta exercită pentru această ședință atribuțiile prevăzute de prezentul cod pentru președintele de ședință. Președintele de ședință există următoarea atribuție principală. Conduce ședințele Consiliului Local, supune votului consilierul local proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării cu precizarea voturilor pentru a votului împotrivă și a abținerilor numărate și evidențiate de secretarul general al unității subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul verbal al ședinței. Semnează procesul verbal al ședinței. Asigură menținerea ordinii în condițiile regulamentului de organizare și funcționarea a Consiliului Local. Supune votului Consiliului Local orice problemă care intră în competența de soluționare a Consiliului Local. Aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute la articolul 62 alineatul 1 sau propune consilierului Consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni după caz. Îndeplinește alte atribuții prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local sau alte însărcinări date de către Consiliul Local. Organizarea Comisiei de Specialitate ale Consiliului Local. După constituirea Consiliului Local, își organizează Comisia de Specialitate pe principalele domenii de activitate. Cred că trebuie să trece la atribuții organizării. Atribuții Comisiei de Specialitate. Nu, la Consiliul Local. Care le facem? La Consiliul, cred că e mai interesant. Articolul 18. Da, da. Articolul 18 din 18. Da, la legislație. Atribuțiile Consiliului Local. Da. Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. Consiliul Local există următoarele categorii de atribuții. Atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, al instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local. Atribuțiile privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului, atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunii, orașului sau municipiului, atribuții privind gestionarea serviciului de interes local. Atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alineatul 2 litera a Consiliului Local, aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local prin ordin al Până când găsiți, dacă durează un pic, vă mai spun și eu un lucru care la duce, A ministrul de resurse aprobă în mod orientativ al un model orientativ al statutului unității administrative teritoriale, precum și un model orientativ al regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local. Exact ce facem noi acum. Alege viceprimarul, viceprimarul din rândul Consiliului Local la propunerea primarului sau a Consiliului Local în condițiile articolului 36 alineatul 2. Aprobă în condițiile legii la propunerea primarului înființarea, organizarea și statutul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, al instituțiilor publice de interes local, organizarea și statutul de funcție ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statutul de funcții al acestora. Exercită în numele unității administrativ-teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome în condițiile legii. Hotărăște ființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și regii autonome în condițiile legii. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alineatul 2 litera B, Consiliul Local aprobă la propunerea primarului bugetul unității administrativ-teritoriale, virările decrete, modelul de utilizare a rezervii bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.
aprobă la propunerea primarului contractarea și sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titlu de valoare în numele unității administrative teritoriale în condițiile legii. Stabilește și aprobă impozitele și taxe locale în condițiile legii. Aprobă la propunerea primarului documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local în condițiile legii. Aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrative teritoriale. Asigură un mediu favorabil înființării și sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi investiții care să contribuie la îndeplinirea programului de dezvoltare economică regională și locală. Asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecției mediului și gospodării apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor. Dacă bugetul unității administrative teritoriale prevăzut la alineatul 4, litera A, nu poate fi adoptat după două ședințe consecutive care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfășoară pe baza bugetului anului precedent, până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, partea 1. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alineatul 2, litera C, Consiliul Local hotărăște darea administrare, concesionare, închiriere sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului după caz, precum și a serviciilor publice de interes local în condițiile legii. Hotărăște vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosință gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului după caz în condițiile legii. Avizează sau aprobă în condițiile legii documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților. Atribuie sau schimbă în condițiile legii denumiri de străzi, de piețe și de orice alte obiective de interes public local. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alineatul 2, litera D, Consiliul Local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local. Educația, B, serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanei cu handicap, a persoanelor funcționale, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. Sănătatea, cultura, tineretul, sportul, ordinea publică, situațiile de urgență, protecția și refacerea mediului, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, a grădinilor publice și a rezervațiilor naturale, dezvoltare urbană, evidența persoanelor, podurile și drumurile publice. Aici, domnul președinte, Răzut. Da, domnul. S-a spus în ședința din Consiliul Local că executivul, ăsta era cuvântul, nu face nimica pentru, nu se face nimic, nu se fac poduri, nu se fac drumuri. Deci vedeți că la acest articol, Consiliul Local are atribuțiuni pentru construcții și întreținerii poduri și drumuri publice. Deci afirmația era bună dacă se spunea atunci, nu fac nimic și nu am făcut nimic ca Consiliul Local să îmbunătățim treaba asta. Cred că era exprimarea corectă. Da, mulțumesc. Consiliul Local prin buget, vrei să spun. Nu, bani, nu, dacă citim mai departe. Poate să nu spune. Păi aprobăm proiectul, da. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alineatul 2, Consiliul Local asigură, potrivit competenței sale, în condiții legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local prezent. Drumurile, podurile. Da, folosință publică. Și nu asta a făcut. Păi, de fiecare dată. Nu este prevăzut local de construirea unui pod. Da, da, da. Sau unui drum. Dar s-au prevăzut bani pentru drum. Dar s-au făcut afirmații că, deci, dar și Consiliul Local poate să inițieze un proiect. Păi poate să inițieze deconstrucția unui drum. Perfect. Sau unui pod. Da? Trebuie să identifici suma, da? Ai, da, și sursa de finanțare. Și sursa de finanțare. Deci asta era exprimarea. Nu am făcut nimic și n-am făcut nimic ca Consiliul Local ca, eu știu, niște probleme să fie rezolvate. Și eu credeam că e așa de simplu, zic, bă, idei că te-am adus și cu aia, stai, domnule, trebuie să identificați suma. De păi, toate astea trebuie să o facem și noi. Păi, da, fiecare trebuie să o facă.
cam 1000 membri a Consiliului Local. De identificare, adevărat, știu. Că la enorm să fie. Și sigur. Ia Bucura Munca, domnule primar. Uite ce bucuros e domn primar. Uite aia. Domnul Valente. Asta e adevărat. Cum nu doar dacă spune că e el ce doare acolo? Domnul Pișcu. Haideți la un cuvânt pe rând ca să ne înțelegem. Să facem dialog. Iar e contra, domnul Pișcu. Nu e contra, domnul Pișcu. Dar facilită, domnul Pișcu. E ca înțeles greșit. Spuneau, de exemplu, nu... Deci Consiliul Local ce-a făcut? Deci primăria este dotată cu niște utilaje, da? Consiliul Local a fost de acord, s-a aprobat primarul, a asigurat sursa de finanțare, bine, și noi prin Consiliul Local avem utilajele alea. Trebuie să folosite, domnul, dar nu consilierii să duc cu ele și le folosesc. Dar n-am spus eu asta. Dar noi am, ca și membru al Consiliului Local, și noi ce-am făcut? Spus așa. Eu propun ca 1000 de lei pus din... bugetul local, da, să fie folosit, da, pentru reparația cu mijloacele, da, de la așa, adică cu bundă, da, cu camionul, da, da? Deci eu am identificat sursa din bugetul local, de unde am făcut eu niște ceva. Păi am avut capitolul drumului, de exemplu. Da? Da, și asta vreau să fie folosită pentru, da, repararea unui drum sau unui pod. Da. Să votează în Consiliul Local și să vedem dacă se duce la îndeplinire. Da. Dar nu tot eu ca consilier propun asta. Uite, așa vom face la bugetul ăsta. Ești de acord? Da, 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 domnul Marcel, vreau să vă întreb, domnul Crișor Miroș. Da, ai cuvântul, domnul. Nu, domnul Boboc se referă și la alte chestii. Dăm un punct unde e mai fierbinte un drumuleț. Nu, nu vezi, n-am dat nume nici. Nu, zic eu așa, uitați, acum pe drumul de la Cordoneanu la Marcu, mi s-a spus de un cetățean că, domnule, am vorbit cu cineva, nu contează cu cine, dumneata nu vrei să pui piatră. Concasată. Ne-a dus jumătate dintre asta din siret. Și am zis, dumneata, nu este așa. Cu toții putem să facem lucrul acesta. Dacă primesc și mi se oferă din buget, atunci putem să achiziționăm. Altcineva achiziție, face pe segmentul ăsta achiziții, noi o împrăștiem sau o deplasăm acolo. Sau o punem pe segmentul ăla de drum. De asta zic. Și eu aș putea să vorbesc de alții sau de alții. Da. Domnul Boboc s-o referi bine. Da. Domnule, pe asta sumă stăm, atât putem să facem. Nu-i divină nici domnul primar, nici domnul vice, nici domnul Bucu, nici domnul Valente. Dar o echipă mai mare am face lucrurile pentru comună. De asta suntem aici. Mulțumesc. Dar nu cu rea intenții. Da, ați văzut, acum, dacă e în continuare la ce vorbim până acolo ce am vorbit, apropo, de că nu-i vină, dar nu stai nimeni la vină. Și chiar dacă ar fi să existe, ce putem noi face? Că în codul administrativ, uitați-vă ce spune, a fost eliminată prevederea care îi proteja pe funcționarii care sesiza faptele nelegale, da? Articolul privind dreptul la protecția legii al funcționarilor publici care au sesizat încălcări ale legii, deontologiei sau principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței în cadrul autorităților și instituțiilor publice. Vedeți, vine codul nou administrativ și în loc să îmbunătățească anumite lucruri, nu zic că legea 215 a fost perfectă. Nu există lucru perfect, dar totul este perfectibil. Putea să vină cu lucruri care să mai adauge ceva din experiențele aplicării legii respective. O venit cu niște lucruri care mai scoate din ceva, vedeți? Dacă cineva, un funcționar, sesizează ceva, nu-l mai apără nimeni. De ce să-l apere? A spus și nu trebuia. Lasă-l acolo să facă lucruri. Ați văzut ce scrie acolo în lege? Nu le-am făcut noi. Noi trebuie să-l respectăm așa cum sunt. Nu putem face nimic, dar putem comenta că doar trăim într-o țară democratică. Vedeți? Și la rubrica diverse, am să amintesc încă despre acel abuz al liberii exprimări din Dumnezeu din Constituție. Bun, trecem mai departe. Noi trebuie să, mai iertați, domnul președinte, trebuie să înțelegem. Consiliul Local, consilierul, este organ deliberativ. Exact, știu. Deci nu executiv. Nu este organ executiv. Deci asta trebuie să înțelegem. Da, ce înseamnă deliberativ? Deci nu este legislativ. Că spune cineva, domnule, consilierii fac legi. Nu, consilierii nu facem legi pentru unitatea noastră. Da, ori facem, ori nu facem. Păi nu, dar nu, nu stabilim... Dar nu vorbim din cadrul general, ci comunitatea noastră facem legi. Pe baza legilor aprobate, așa, da, pe parlament conform legilor. Nu împotrivă. Nu împotrivă. Sau autonomia locală. Da, absolut. Autonomia locală. Deci fără, adică respectarea legilor. Bun. A rămas la poduri și drumuri publice.
Deci mai departe. Deci serviciile comunitare de utilități, de utilități publice de interes local, serviciile de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor, activitățile de administrație social-comunitară, locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrative teritoriale sau administrarea sa. Punerea în valoare în interesul colectivității locale a resurselor naturale de pe raza unității administrative teritoriale. Alte servicii publice de interes local stabilite prin lege. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la aliatul 2 litera de Consiliul Local, sprijină în condiții legii activitatea cultelor religioase, aprobă construirea locuinței sociale, criteriile pentru repartizarea locuinței sociale și a utilităților locative aflate în proprietatea sa, administrarea sa. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la aliniatul 2 litera E, Consiliul Local hotărăște în condițiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. Hotărăște în condițiile legii înfrățirea comunii, orașului sau municipiului cu unități administrative teritoriale din alte țări. Hotărăște în condițiile legii cooperarea sau asocierea cu alte unități administrative teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale în vederea promovării unor interese comune. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la aliatul 2, litera B și D, Consiliul Local poate asigura în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau a celui de administrare, lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și funcționarea clădirilor în care își desfășoară activitatea autorități sau instituții publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrative teritoriale. Poate asigura în tot sau în parte, cu acordul instituției sau autorității publice titulare, a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare și întreținerea clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creșterii nivelului de atracție turistică a unității administrative teritoriale, cu condiția ca, prin acordul estimat, titularul dreptului să permită accesul public în spațiile astfel îmbunătățite fie o perioadă de minim 5 ani. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrative teritoriale. Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la alineatul 2, Consiliul Local poate solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local. Domnul vice, chiar acum a plecat, când avea treia. Lăsă pe mine. Deci, domnul, pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la alineatul 2, Consiliul Local poate solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local. Am cerut o situație pentru apă. Da, și legea, și legea noi am făcut scris acolo, pentru că și în avantajul tău ca să ne prezint documentația. Sigur. Și în articolul 42 de legea 393 era da, același lucru. Consiliul Local hotărăște acordarea unor sporuri și altor facilități potrivit legii personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice de interes local. Consiliul Local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetățean de onoare al comunei, orașului sau municipiului în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unității administrative teritoriale. Consiliul Local îndeplinește orice alte atribuții în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege. Cred că ar fi bine să sărim drept articolul 44, unde spune drepturile și obligațiile aleșilor locale, dacă vă interesează. 44? Da. Capitolul 8. Dacă vreți să dai o citire, fiți acolo. Dai crește acolo. Da. Drepturile aleșilor locale. După depunerea jurământului de primar, respectiv de președintele Consiliului Județean, acestora li se semnează legitimația semnată de președintele ședinței în care a fost adoptat modelul acesteia. Un semn distinct al calității de primar, respectiv de președintele Consiliului Județean, pe care aceștia au dreptul să le poarte. Potrivit legii.
de întreaga durată a mandatului, precum și o eșarfă în culorile Drapelului Național al României. Legitimația primarului, respectivă președinte Consiliului Județean, este emanată de către secretarul general al Unității Administrative Teritoriale. După alegerea viceprimarului respectiv al vicepreședintelui Consiliului Județean, acesta îi se semnează legitimația semnată de către primar. După declararea ca legal constituit Consiliul Local sau Județean, după caz, consilierilor în funcție, se eliberează o legitimație care atestă calitate de membru al Consiliului Local, respectiv al Consiliului Județean, semnată de către primar. Modelul de legitimație de primar, de viceprimar, de președinte al Consiliului Județean și de vicepreședinte al Consiliului Județean, al Consiliului Local, respectiv Consiliul Județean și modelul semnului distinctiv pentru acestea se stabilește în hotărâre de guvern. Diopteu pentru funcționarea legitimațiilor se suportă din Consiliu. Legitimația și semnul, eșarfa, articolul 46, protecția aleșilor locali. Libertatea de opinie, necesitarea mandatului aleșilor locali pentru soluționarea și gestionarea drepturilor publice în interesul colectivităților locale pe care o reprezintă este garantată. Aleșii locali nu pot fi trași la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate de necesitarea mandatului. Reținerea punerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea în judecată penală a aleșilor local, precum și faptele săvârșite care au determinat luarea măsurilor, se duc la cunoștință atât autorităților administrației publice din care fac parte, cât și prefectului, în termen cel mult 24 de ore de către organele care au dispus măsurile respective. Pe întreaga durată a mandatului aleșilor local se consideră în exercițiul autorității publice și se bucură de protecția prevăzută de lege. De aceeași protecție prevăzută la alineatul 4 beneficiază și membrii familiei alesului, local, soțul, soția și copiii, în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmărește nevinovăție de exercitare a agresiunii asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său. Articolul 46. Grupurile de consilieri locali sau consilieri județeni. Consilierii locali și consilieri județeni se pot constitui în grupuri în funcție de partidele sau alianțele politice pe căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin 3. Consilierii locali și consilierii județeni nu pot să îndeplinească în condițiile nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul 1, pot constitui un grup prin asociere. Grupul de consilieri locali, respectiv județeni, este condus de un liber ales prin votul decis al majorității membrilor grupului. Prevederea alineatul 1 și 2 se aplică și consilierilor independenți. Consilierii locali și consilierii județeni nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în Consiliul cu cel puțin un consilier. În cazul furnizării a două sau mai multe partide care, fuzionării a două sau mai multe partide care sunt reprezentate în Consiliul Local sau în Consiliul Județean sau cărora deja constituie grupuri, pot forma un grup distinct. Indemnizație. Pentru participarea la ședințele Consiliului ale Consiliilor și ale Comisiilor de Specialitate, Consiliul Local, respectiv Consiliul Județean, au dreptul la o indemnizație lunară. Primarilor, viceprimarilor, președinților, și vicepreședinții Consiliilor Județene nu li se acordă indemnizație pentru participarea la ședințe. Domnul primar, hai să mai sărim. Păi deci dau domnului consilier, ca să ne mai rog din timp, așa, citească articolul 54. Dar el nu se citește altceva mai interesant. Da? Da. Ai cuvântul, domnul Blaga. Aveți cuvântul, ce cuvântul? Articolul 54. Citesc pentru noi. Nu, citesc pentru toți. Nu, citesc pentru toți. Din regulamentul de funcționare. Deci, de desubt, dar după articolul 55, nu, 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 nu? 54, mă, 54. A, 54. Deci, în exercitarea mandatului aleșii locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și corectitudine? Cred că da, majoritatea. Nu chiar majoritatea, nu? O parte din ei. Este interesul alesului local să ceară pentru sine sau pentru altul bani, folosi materiale sau alte avantaje. Aleșii locali nu pot face us și nu prevarat de această calitate în exercitarea unei activități de interes personal. Dispoziții privind obligațiile de informare pentru aleșii locali. Aleșii locali sunt obligați ca în exercitarea mandatului să organizeze periodic cel puțin o dată pe trimestru întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în Consiliul Local, respectiv în Consiliul Județean, o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii. Da, a putut la ei. Ce poate să facă cu domnul? Eu prost e, mi se pare o banalitate. Poate ce mai important urmează. Citești mai bun. Asta da, e ceva așa, băgat. S-ar putea că aveți dreptate. Dacă suferă de alte probleme, să vină să-i organizăm. Domnul Blaga, ești secretarul Comisiei Juridice.
Așa, da. De-aia ți l-am dat să citești. Bun. Dăm mai departe, ca să vedem ce mai spune. Fiecare consilier local, respectiv consilier județean, precum și viceprimar, respectiv vicepreședinți consilier județean, sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate care este făcut public prin grija secretarului general al unității subdiviziunii administrative teritoriale. Fiecare primar prezintă anual în fața autorității deliberative un raport privind starea economică, socială și de mediu a unității subdiviziunii administrative teritoriale. În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuții stabilite prin lege, are și local sunt obligați să prezinte la prima ședință ordinară a autorității deliberative o informare privind deplasările efectuate, termenul maxim de prezentare a informării de 45 de zile de la data încheierii deplasării. Ce treabă are că cineva să duce în vacanță, numai să nu se în China, asta e problema. Era vorba de vacanță. Era vorba de deplasare de vacanță. Vacanță se vacanță. Am înțeles. Gen, adică nu... Deci nu lovește cu nimic, nu deranjează. Numai dacă nu se prezintă trei, lasă să refer, nu? Trei ședințe la rând, consecutiv. Ordinare, patru. A, atunci va fi dat afară de Consiliul Local, fără nimic să se pună la văzut și asta. Da. Adică totul ce... Nu, chiar nu mi s-a părut nimic așa important, decât la... Așa, gen cinstea și corectitudinea, nu? La articolul 54, ce spune acolo, la punctul numărul 1. Putem să repetăm. Nu mai repet, că mi-a intrat da. Așa. Haideți ca să vă... De timpul de răspunde a Aleșilor Locali, să luăm fiecare. Sper că e normal să... Da. Deci răspunde a Aleșilor Locali. Aleșii locali răspund după caz administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârșite în negreșitatea atribuțiilor ce le revin în condițiile legii și ale prezentului cod. Răspunderea consilierilor locali. Consilierii locali răspund în nume propriu pentru activitatea desfășurată în negreșitatea mandatului, precum și solidar pentru activitatea consiliului în care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat. Era așa legea. 15. Da, 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 ca să fie... Da, da, deci ești direct responsabil pentru ceea ce votezi. O repetare, nu știu. Sigur, în sigur. Procesul verbal al ședinței Consiliului Local se consemnează rezultatul votului, iar la cererea Consiliului Local, respectiv a Consiliului Județean, se menționează în mod expres votul acesteia. Sancțiuni disciplinare aplicabile consilierul local. Pentru încălcarea de către consilierul local a prevederii codului administrativ, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese, și a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, Consiliul Local poate aplica următoarele sancțiuni disciplinare. Avertismentul, chemarea la ordine, retragerea cuvântului, eliminarea din sala de ședință, excluderea temporară de la lucrările Consiliului și ale Comisiei de Specialitate, diminuarea indemnizației lunare cu 10% pentru maxim 6 luni, retragerea indemnizației lunare pentru una sau două luni. Sancțiunile prevăzute se aplică de către președintele de ședință, iar cele din aliatul așa, de către Consiliul Local, prin hotărâre. Sancțiunile prevăzute la alineatul 1AE sunt aplicabile și viceprimarilor. Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute, cazul se transmite Comisiei de Specialitate, care are în obiectul de activitate și aspectele juridice, acesta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicațiilor furnizate de cel în cauză. Dacă vreți, poți să citeți avertimentul, ce înseamnă chemarea la ordine. Eu înseamnă... La articolul 63... Deci, chiar citește chemarea la ordine. Da, uite, sancțiune, articolul 63, sancțiune disciplinare aplicabile consilierilor locali. Păi pentru că... Asta am citit eu. Avertismentul de chemarea la ordine? Da. A, citim chemarea la ordine, direct. Consilierii locali care nesocotesc avertismentul și invitația președintului de ședință și continuă să se abată de la regulament, precum și cei care încalcă în mod grav. Chiar pentru prima dată dispozițiile regulamentului sunt chemați la ordine. Chemarea la ordine se înscrie în procesul verbal de ședință. Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către președintele de ședință să-și retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care atrage aplicarea sancțiunii. Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă, ori dacă explicațiile date sunt apreciate de președintele de ședință, ca satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplică. Retragerea cuvântului și eliminarea din sală? Da. În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local sau consilier județean, după caz, continuă să se abată de la regulament, președintele de ședință îi va retrage cuvântul,
acesta nemai putând lua cuvântul pe perioada desfășurării ședinței Consiliului, în situația în care un consilier persistă să se abate de la regulament, președintele ședinței îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absența nemotivată de la ședință. Mai departe, deci la temporală, dacă vreți. Dăm mai departe? Da. Sau... da, da, da. În cazul unor abateri grave săvârșite în mod repetat, al unor abateri deosebit de grave, Consiliul Local poate aplica sancțiuni excluderii temporare a Consiliului Local de la lucrările Consiliului Local și de la Comisia de Specialitate. Gravitatea abaterii stabilită de Comisia de Specialitate, care are în obiectul de activitate aspecte juridice în cel mult 10 zile de la sesizare. Excluderea temporară de la lucrările Consiliului Local, respectiv ale Consiliului Județean și ale Comisiei de Specialitate, nu poate depăși două ședințe consecutive. Excluderea lucrării de la lucrările Consiliului Local și ale Comisiei de Specialitate are drept consecință neacordarea indemnizației lunare. În caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se execută cu ajutorul personalului care asigură ordinea publică locală. Mai departe, sancțiuni, dacă da, vreți. Da. Sancțiunile prevăzute la articolul 62 se aplică prin hotărâre adoptată de Consiliul Local cu majoritate absolută. Pe perioada aplicării sancțiunilor, consilierii locali în cauză nu vor fi socotiți la cuvorumul pentru ședință. Pentru menținerea ordinii în ședințele Comisiilor de Specialitate, președinții acestea au aceleași drepturi ca și președintele de ședință. Aceștia pot aplica sancțiuni potrivit articolului 62. Sancțiunile prevăzute articolul 62 alineatul 1 se pot aplica în mod corespunzător viceprimarilor pentru abaterile săvârșite în calitatea lor de consilier local. Sancțiuni aplicate viceprimarilor, doriți? Da, haideți că mă doar mai am puțin. Sancțiuni aplicate viceprimarilor. Pentru abateri grave sau repetate săvârșite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanele în cauză li se pot aplica următoarele sancțiuni. Mustrare, avertisment, diminuarea indemnizației cu 5-10% timp de 1-3 luni, eliberare din funcție. Sancțiunile previste la articolul 1, litera A, C, se aplică prin hotărârea Consiliului Local la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancționare sunt duse la cunoștință Consiliul Local cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței. În cazul sancțiunilor prevăzute la articolul 1, hotărârea se adoptă prin vot secret cu majoritate calificată de 2/3 din numărul consilierilor local în funcție după caz. Prin excepție la prevederea articolului 3, aplicarea sancțiunii prevăzute la articolul 1 D se face cu respectarea prevederilor articolului 36. Împotriva sancțiunilor prevăzute la articolul 1, C, D, persoana din cauză se poate adresa instanței în concesios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie. Aplicarea sancțiunilor prevăzute la articolul 1, litera D, nu are niciun efect asupra mandatului de consilier local al viceprimarului. Da, mulțumesc. Da. Dacă mai are cineva, dacă vrea cineva să mai ia cuvântul. Nimeni? Nu am fost atât de clar, domnul Bobo. De nu am fost regulamentul clar. Nu, regulamentul. Ăsta e regulamentul nostru de funcționare. Da, dar în modul prezentare... De, nu am fost. Da, asta ar trebui să știm. Vă explicat acum. Da, trecem. Codul administrativ, care are parte similar cu legea 2016. Câteva modificări. Câteva modificări, am spus-o câteva scar... La chestii de patrimoniu, nu mai e nevoie nici... Așa, dar... Da, dar totuși n-am citit... Hai, lăsați acum. Atribuțiile viceprimarului și atribuțiile primarului, nu? Da. Citiți pe asta? Da, da, da. Atribuțiile viceprimarului, da. Ce atribuțiile viceprimarului să citească domnul vice, atribuțiile primarului să citească domnul primar. Corect. Îmi caută lui acolo, adică să fie... Dar ce articol? Dar nu pentru noi, le citiți pentru dumneavoastră, îmi vedeți. Domnul Blaga, chiar mai înainte, dacă ai observat, s-o citi... Ce ceva acolo? Te rog frumos! Păi, dar nu vreau timp acolo. Are apărut podul, domnul Blaga. A, dar poate s-a renovit acum și a scăpat ceva. Caut-i, domnul Blaga. Aceea picolul ești pe acolo. Da, atribuțiile primare, atribuțiile primare. Am convenit de articolul 240 cu limitarea răspunderii primare, președintele prezidențial, la semnarea actului administrativă. Regulile și legile sunt... Adică sunt mai parte de răspundere și altor funcționare. Nu respectează. Poate că da. Nu, dar poți să... 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 Nu, dar poți
Ai vrei să iei cuvântul, domnul Laga? Nu. Dar ați vrea să spun ceva. Păi spune, uite, ai ocazia. Deci dacă comiteți vă prostii, puteți să fiți supus la vot și noi consilierii să vă dăm ultimatum, nu? Dar mai aveți un pic, nu vă dăm. Nu vă mai sancționăm. Nu, acelea de lege, nu așa. Că am auzit că nu vreți să mai candidați. Ați înțeles greșit. Nu, domnul Braga. I-a dus pe urmă direct, de cetățenii. Pentru chestiile care... Domnul Braga, dacă ai ceva pe marginea regulamentului de funcționare, nu alezi? Nu, mai dați sus știu, dați sus studiat și... Deci le-ai reținut bine, nu? Da. Nu cred. Bun. Dacă nu mai sunt discuții, să trecem la vot. Cine este pentru? Da, toată lumea, nu? Legea în vigoare, bună rea, trebuie să respectăm. Dăm cuvântul domnului primar pentru proiectul numărul 3. Bun, citesc referatul, deși e lung, îl citesc foarte rar și clar, că probabil de aici o să iasă și explicațiile pe care o să înlegeți. Pe perioada de aprobare, pe pagina proiectului de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale administrației din aparatul propriu al primarului Comunii Baraba, județul Bacău. Din proiectul de hotărâre care are la bază prezentul referat de aprobare se propune stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunii Baraba, motivat de faptul că potrivit legii numărul 153 din 2017 pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ce reprezintă noua lege cadru a salarizării bugetarilor, salariile de bază, începând cu data de 01.01.2020 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale a administrației, din aparatul propriu al primarilor și consiliilor locale și din serviciile publice din subordinea acestora, se stabilește prin hotărârea autorității deliberative, care totodată este competentă să aprobe în condițiile legii bugetul de venituri și cheltuieli al unității administrative teritoriale. La propunerea primarului. Primarul, în calitatea sa de ordonator principal de credit, care potrivit articolul 3 al alineatul 1 din legea numărul 153 din 2017, atribuția de a gestiona sistemul de salarizare, iar calitatea de autoritate executivă are în conformitate cu articolul 136 al alineatul 1, colaborat cu articolul 155 al alineatul 1 litera C și D, al alineatul 4 litera A și al alineatul 5 litera A și E, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, atribuția de a propune autorității deliberative aprobarea unui astfel de proiect de act administrativ cu luare în considerare a finanțării numărului de posturi ocupate la data de 01.01.2020, hotărârea Guvernului numărul 935 din 2019, stabilește salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la 2.230 lei. În articolul 2, stabilindu-se că în aplicarea prevederilor articolul 164 alineatul 12 din legea numărul 53 din 2003, republicată cu modificări și completări ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2020, toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2230 lei al salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Conform legii cadru numărul 153 din 2017, salariile lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale administrației se stabilește în condițiile articolului 11 alineatul 1 din legea cadru prin care Consiliul Local, în urma consultării organizației sindicale reprezentative sau după caz a reprezentanților salariaților, în același timp s-au avut în vedere stabilirea ierarhiei funcțiilor și prevederea articolului 390 alineatul 1 și 2 din ordonanța de urgență a Guvernului 57 din 2019 privind codul administrativ, unde este enumerată într-o anumită ordine ierarhică categoria funcționarilor publici de conducere, ce cuprinde persoane numite în una dintre următoarele funcții publice. Secretar general al unității administrative teritoriale, arhitect șef, director executiv în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale și al instituțiilor sau serviciilor publice subordonate acestora.
șef serviciu, șef birou. Menționăm că ierarhizarea funcțiilor de execuție s-a făcut prin raportare la articolul 392, aliniatul 1 și 2 și 3 din ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 prin codul administrativ, unde se prevede că sunt funcționari publici de execuție din clasa 1, persoane numite în următoarele funcții publice generale, consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, precum și în funcțiile publice specifice asimilate acestora, sunt funcționari publici de execuție de clasa 2, persoane numite în funcția publică generală de referent de specialitate, precum și în funcțiile publice specifice asimilate acesteia, sunt funcționari publici de execuție din clasa a treia, persoane numite în funcție publică generală de referent, precum și în funcțiile publice specifice asimilate acestea. Totodată au fost avut în vedere articolul 393 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, funcțiile publice de execuție au fost structurate pe grade profesionale după cum urmează, superior, ca nivel maxim, principal, asistent și debutant. Diferențierea în cadrul acelui grad profesional s-a făcut prin raportare la gradația de vechime, astfel să fie respectate criteriile generale și principiile prevăzute de lege. Precizăm că nivelul veniților salariale s-a stabilit în condițiile prevăzute la alineatul 1 și 2 ale articolului 11 cu respectarea întocmai a alineatului 4 al acestui articol din legea 153 din 2017, prin sensul că venitul cel mai mare din ierarhie nu depășește nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar, care se stabilește potrivit anexei 9, litera C, punctul 24 de legea salarizării personalului plătit din fonduri publice. Competența dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre aparținând Consiliului Local al Comunii Parava, în baza prevederilor articolului 129, alineatul 2, litera A și litera D, alineatul 7, punctul 12 și 14, articolul 196, alineatul 1, litera A din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ. Sistemul de salarizare propus are la bază principiile stabilite de actul normativ și asumate de legea 153 din 2017. Principiul egalității, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc prin norme juridice de forță a legii, cu excepția hotărârilor prevăzute la articolul 11, alineatul 1, conform principiilor enunțate la articolul 120 din Constituția României Republicată, dar cu încadrare între limitele minime și maxime prevăzute de lege. Principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare și instituirea unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar, care prestează aceeași activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție. Principiul egalității, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală. Principiul importanței sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu respectarea, cu responsabilitatea, complexitatea riscurilor și activităților și nivelul studiilor. Principiul stimulării personalului din sectorul bugetar în contextul recunoașterii și recompensării performanțelor profesionale obținute pe baza criteriilor stabilite potrivit legii și regulamentelor proprii. Principiul ierarhizării pe verticală cât și pe orizontală în cadrul aceluiași domeniu, în funcție de complexitate și importanța activității desfășurate. Principiul transparenței mecanismului de stabilire a drepturilor salariale în sensul asigurării predictibilității salariale pentru personalul din sectorul bugetar. Principiul sustenabilității financiare în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea plafonelor cheltuielor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite în condițiile legii. Principiul publicității în sensul transparenței veniturilor de natură salarială, precum și altor drepturi în bani sau în natură pentru toate funcțiile din sectorul bugetar. Pentru funcțiile de conducere în salariul de bază este inclusă gradația aferentă tranșei de vechime în muncă la nivel maxim. Pentru funcțiile publice sau contractuale de execuție, salariile de bază sunt stabilite la gradația 0. Diferențierea salariilor pe funcție sau trepte și gradații se va realiza potrivit prevederilor articolului 10 din legea 163 din 2017, în funcție de vechimea muncă a fiecărui salariat, prin dispoziția fiecărui ordonator de credite la data stabilirii noului salariu de bază, începe de la 01.01.2020. Având în vedere următoarele aspecte. Hotărârea Guvernului numărul 935 din 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 2230 lei, respectiv articolul 3 în aplicarea prevederilor articolului 164 alineatul 12 din legea numărul 53 din 2003 republicată cu modificări și completări ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2020, toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii se determină pe raportare la nivelul de 2230 lei al salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
În vederea respectării regulilor bugetare din legea 273 din 2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de autorizările conținute în legi speciale și în legi bugetare anuale. Nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele permise la articolul 1 aliatul 2 și nici nu poate fi angajată și efectuată din aceste bugete dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială. Numărul de salariați aprobat de fiecare instituție publice nu poate fi depășit. Față de cele prezentate, văzând că sunt îndeplinite și cerințele referitoare la consultarea reprezentanților salariaților, în acord cu proiecția de buget realizată, ordonatorul de credit pentru anul 2020, la capitolul cheltuielilor de personal și cu respectarea prevederilor articolului 4 și a legii 153 din 2017, gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituții și autoritățile publice se asigură de fiecare ordonator de credit. Ordonatorii de credit au obligația să stabilească salariile de bază, soldele, salariile de funcție, soldele de grad, salariile gradului profesional de ținut, gradațiile, soldele de comandă, salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare, indemnizațiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani și în natură prevăzute de lege. Să asigure promovarea personalului în funcție grad, în funcție grade și drepte profesionale și avansarea gradației în condițiile legii. Și examinarea poartele de specialitate ale compartimentului de specialitate din cadrul primăriei comunii Părava. Supune spre analiză și aprobare prin hotărâri prin forma inițială de executiv. Este vorba, de fapt, de mărirea salariului minim pe economie, dată ianuarie cu 7%, nu? Da, în funcție de salariul minim pe economie. Așa. Acum, mai exact. Nu trebuia normal să discutăm bugetul întâi și după care să discutăm proiectul ăsta? Așa. Nu, pentru că bugetul s-ar putea să-l discutăm chiar în luna martie. Iar salariile, dacă ați văzut din ce am spus, salariile încep de la 1 ianuarie 2020, da? Deci eu, după această hotărâre, trebuie să dau dispoziții de mărire a salariului cu 7,2% conform salariului minim pe economie. Și atunci la ce mai dai ce prin Consiliul Local nu au primat? La ce să mai aprob? Dacă este cine vrea să ia cuvântul? Haideți ca să ne scriem la ordine, pe ordine. Cine vrea să ia cuvântul? Florin. Poate, doamnă, chiar da, ai cuvântul. Este același lucru. Am gândit împreună. Dacă era doamna secretar, probabil că... Vă dădea informația multe mai, locuri, dar da. Tot din... Dar, din ce mi-a spus dumneavoastră acum, am înțeles. Deci, vrem, nu vrem, trebuie să aprobăm. La cine mai întreabă, dacă noi nu decidem noi, dacă e de la guvern sau de unde e dată, da? Nu, pot să vă mai răspund și eu. Da. Așa, bravo. Câteva, da, dacă domnul... vreți... Da, domnul. Printre altele... Sunt la resurse umane, de la mine am plecat și acest referat, vis-a-vis de mărirea asta. Este într-un fel și un raport cu inflația. Știți că pe anul trecut undeva la 4 și ceva e deja inflația. Da. Adică veniturile cumva, mărirea asta salariului minim e cam nimica, de fapt, de drept. Da? Dacă ar fi să o luăm după inflație. Iarăși, angajați de ai noștri care... De exemplu, un șofer care are vechime mai mică ajunge să ia, la momentul ăsta, mai puțin decât un asistent social. Adică la aproape. Că la asistenții sociali s-au mărit cu o treime diferența între salariul din 2022 din grilă și... Referiți la asistent personal. Asistenții personali, personal, da? Personal, social, știu. Personal. Asistenții personali. Ok. Care li s-au mărit salariile, nu? Un angajat ar ajunge să ia mai puțin decât... Și ăla e angajat. Și ăla e angajat, dar... Face și ăsta. Nu cred că scuze. Face și ăsta, face și ăsta cu permanență. Adică și personalează și poate și noapte. Are 24-24. Dar altceva vreau să... Prezentare a proiectului. Ca să susțină proiectul, am văzut acolo înșiruite principiul, mă rog, a plată egală pentru muncă egală și mai departe, toate principiile. Foarte frumos. Dacă luăm codul muncii și îl citim și noi, vedem câte drepturi avem conform codului muncii. Dar undeva la angajator spune că își rezervă și dă doar dacă are de unde.
Spune și angajatorul. Plată pentru deplasare, nu? Dacă de la 30 de km în sus, obligatoriu trebuie să te contezi, dar zice dacă nu-i de unde, nu-ți decontează. Și așa mai departe. Am nu știu, nu mă hotără. Dacă am pur o întrebare așa, zicem cu noi nu aprobăm asta, ce se întâmplă? Trebuie să aprobăm, nu? Exact când revenim de unde am pornit. Atunci la cine mai întreabă noi? Aș putea să vă răspund același. Vă răspund băbesc, așa. Așa, păi și eu cam așa am întrebat. Banii din salariile salariaților primării, de unde provin? De unde provin? Provin din buget? Da. Să punem de o parte. Să cine administrează bugetul local? Ordonatorul de credit, nu? Nu, domnul... Consiliul local. A, comisia bugetului. Și atunci trebuie să aprobăm noi? Sunt banii luați din buget. Bugetul noi, acolo ne spuneam noi că administrează bugetul local. Avem atribuțiunea. Deci iau bani din buget și duc acolo. Ei, și noi dacă noi și eu am obligația prin buget să asigur fondul de salarii. Iar noi ca și consilier local trebuie să respectăm legislația vigoare. Da, deci cam băbești așa da, știți de ce? Noi ne întrebăm, noi ne răspundem, oamenii spune, a, păi bine că s-a mărit iar la ei, păi bine că nu știu ce. Este adevărat. Deci ce le spunem noi, oameni? Da. Uite, dacă mai ajungem și domnul Blaga și mai spune că a mărit acum cu 50% iar salariile la personal și la consilieri, el așa... Păi nu, că trebuie să revenim iar. Subiectul ăsta cu gunoi, nu știu, e ca un gunoi care e la diverse, sigur. Trebuie iar. Încă o întrebare, domn primar. Mă iertați. Deci noi stabilim salariul de bază, dar pe lângă salariul de bază, puteți spune, nu că e confidențial, câte sporuri mai sunt în primărie? Nu sunt sporuri, sporurile care sunt incluse salariul de bază. Sunt unele unități și noi... Persoane care lucrează cu registrul electoral, de exemplu, așa. La un sport. Aleva, da. Sau la persoane care lucrează la tehnica urbanism, nu are un sport. Păi asta trebuie... Dați-mi voie. Alea le-am evidențiat și referat. Dați-mi voie. Dăm cuvântul domnul Bobo. Deci, pentru astăzi fericită. Nu, dar n-am, uite, glaudi este tot. Și de restul. Da. Le spune așa. Deci noi anul trecut în 20-a 12-a 2018, am stabilit prin hotărârea Consiliului Local numărul 53 privind stabilirea salariului lunar de bază și mă rog, mă bucur aici că ce scrie în proiectul ăsta de hotărâre care l-am dat noi. Mă bucur că domnul de la Resurse Umane e aici. Spune așa. Persoanele desemnate să efectueze controlul financiar preventiv și persoanele cu responsabilități în domeniul urbanismului și amenizării teritoriului și al autorizării executării lucrărilor de construcție vor avea salariul lunar de bază mărit cu un procent de 10%. Respectiv, persoanele autorizate să efectueze operațiuni în registrul electoral vor avea salariul lunar de bază mărit cu un procent de 12,5%. Deci asta noi am aprobat în ședința de la sporul 20. Deci asta am aprobat noi, da? Da. Da. Bun. Domnul Ghin, sunteți responsabil al resurselor umane. Spuneți-o și mie. Ați venit la noi cu un raport de activitate al persoanelor beneficiare de acestor sporuri, cu evaluare, prin care noi să fim de acord în continuare cu cu aceste sporuri. Persoanele respective dau un raport de activitate domnului primar, fiecare l-a depus la sporul de 10% prevăzut pentru persoanele care efectuează controlul preventiv este prevăzut și de legea 153, adică ala, oricum nu aveți. Nu avem noi, bine, da. Ăla de 10% pentru urbanism da. Era prevăzut în legea 50 ca și 4 clase de salarizare, dar n-ai cum să o mai iei acum, că nu mai existau desfințat clasele, da? Și am considerat
că e undeva în jur de 10%, că așa era înainte o clasă, 2,5 puncte, da? 2,5%. Iar cel pentru AIEP este prevăzut în legea 215 de 2015. Are a Mulți frate Buciunului dumneavoastră credeți că merită aceste persoane să beneficieze în continuare de... Da, dacă, spre exemplu, zic cazul meu, concret. Nu vă zic eu. Dar nu vă zic persoane, sau să vă zic, da, dacă cel de la urbanism n-ar urmări toată activitatea de pe raza comunii, da, și-ar sta în birou ca... așa. La cineva care nu are atribuția asta, da? Da, uite, dar are aceeași funcție. Da, înțeleg. Ați înțeles? Propunem... Ar avea un salariu mult mai mic. El are și responsabilități. Bun, eu propun pentru... Deci propun pentru ședința următoare. Să ne prezentați și nouă, dacă nu este confidențial. Raportul dânsului de activitate și evaluarea dumneavoastră. Și atunci, noi ne supunem... Îi dăm în continuare, fiindcă e făcut din noi. Deci noi am aprobat să-i dăm 10%. Deci puteam să nu fim de acord cu problema asta, nu? Ok. Da? Nu știu, deci, trebuie să urmărească doamna secretar să vadă dacă e legal, dar nu trebuie să urmărească. Da, asta e și de la secret. Asta nu pot să vă răspund. Iar asta am citit regulamentul funcționar prin care avem dreptul să solicităm. Deci la partea de activitate vedeți al terminalului urbanism sau și la... Păi dar nu avem alt... Persoane care beneficiază de sporurile am dat noi. Unde am stabilit noi salariile? Prin hotărârea 53. Deci pentru hotărârea noastră, 53, nu pentru hotărâri date din guvern sau de... Pentru ceea ce am aprobat noi. Aș cere 53, de când este era? 20-a 12-a 2018. 20? Da? A 12-a? A 12-a. Acum un an și o lună. Da. Anul trecut. Dacă mai vrea cineva să ia cuvântul? Nu are nimeni împotrivă să n-aibă salariu sau să nu beneficieze de sporul. Că doar, noi nu putem mai să fim împotrivă la orice. Dar trebuie să și justificăm că, pe bune dreptate, chiar ne întreabă unii dintre cetățenii noștri și spune așa, băi, voi de fapt acolo ridicați mâna mereu. Asta mi se reproșează mereu. Voi nu știți ce să face, voi nu... Cum, domnule, nu se lucrează în primărie? Zic, la ce ne ducem acolo? Chiar cu cineva zicea că este un miros așa în primăria asta, miroasă a mentă. A plecat mentă. Da. Asta e sporul din toxicitate. Chiar v-aș invita să veniți odată în mine și să vedeți cam ce... Nu, nu, eu vorbesc. Nu vorbesc ceea ce nu vorbim. Nu vorbim. Eu sunt în parte reprezentantul 6 aliaților și trebuie să le iau apărarea cumva în ședință. Da, dar fiecare trebuie să și justifice ceea ce... Mă rog, până că nu le înțeleg. Dacă se vine cu o propunere să-i mărim, deci pe ce bază îi mărim dacă noi nu știm ce îi mărim? Adică să spună, domnule, îi dăm 10% pentru că lucrează, uite, în anul trecut au lucrat suplimentar, au făcut atâtea autorizații, atâtea instalațiuni, atâtea bani la buget. Nu are nimeni împotrivă, da. Pentru noi suntem de acord cu mările, dar justificate. Da, am înțeles, vreți să facă la conștiință raportul de activitate. Pentru cei care nu știu, domnul Ghiniță, nu trebuie să vă supărați că ar fi așa, domnul Bogov să referi la expresie. Folosește chiar exista postul ăsta, pe vremuri când nu erau odorizante din interior și asta, erau oameni pe bala, serios vorbesc. Deci asta este istoria expresiei aflecament. Așa e aflecat de partea asta, de să se iau cu acolo. Asta e adevărat. Să persoanele cu care lucrează la liste permanente. Da. Domnule, și aici e o problemă. Dar îți gândești un om. Haideți să nu, domnul Bobo. Domnul Ghiniță. Eu nu zic, câte persoane? Sunt vreo 4 primării care se lucrează, nu? Deci îți dai seama ce muncă asta. Câte persoane beneficiază din sporul ăla? Din sporul ăsta. Sunt două persoane care lucrează pe liste permanente, dintre care doar una beneficiază din sporul ăsta. Atunci, da, am înțeles că erau 4. Iertați-mă. Și mai era o întrebare aici. Doamna secretar și domnul Ghiniță. Doamna secretar nu poate beneficia de spor. Da, nu, dar din informații erau, știam că sunt 4, înseamnă că informația este greșită. Informația este greșită, dacă faceți referire că au fost cândva și doamna Tifani, da, într-adevăr, până la sosirea doamnei secretar, s-a ocupat și doamna Tifani.
Acum nu înseamnă că listele se lucrează fiecare lună la listă. Trebuie să fie minim două persoane. Acum... Da. Deci sunt două, dar unul nu beneficiază că oricum depășește. Dacă își face treaba, n-are nimeni împotrivă. Ții minte când lucrai, că erai pe post de secretar și mi-ai zis, haide domnul primar să căutăm, să ajutăm băiatul ăla să mai dăm ceva? Cum făceai? Chiar l-a așa puțin. Și l-ai foarte puțin, la ce făceai tu? Nu exista posibilitate legală. Deci nu? Ăla și-ați văzut. Așa, deci nu suntem împotrivă, dar trebuie să fim și... Dar nici de acord. Apropo de listele permanente. Eu fac anul ăsta 20 de ani când îți pe meleagurile astea și cred că mai bine de 10 ani când mergeam la votare, nu mă regăseam pe lista permanentă. Parcă era așa de greu de operat. Vedeți? Acum dacă se face și totul e în regulă și bine, apropo vorba unui beneficiar de la Găștene acolo, dacă e în regulă și bine, mă bucur. Doamne, trebuie să faci treaba, da. Deci atunci de listele permanente nu era din cauza operatorului la primărie. Da? Deci dumneavoastră când v-ați făcut domiciliu, probabil când v-ați făcut buletinul, probabil când aveați domiciliu. Aveam domiciliu, am stat vreo 2 ani cu viză de flotant și fiindcă era foarte greu să mă duc anual și asta, am avut domiciliu. Și eu vă refer la vreo 10 ani după ce aveam domiciliu. Bun, nu m-ați dat să vă termină mai departe. Treaba acestui om din primărie este că în momentul în care ne-a venit notificarea de la starea civilă, că nu știu, X-o decedat, el trebuie să facă graderea din listă. Mă rog. Dar el nu introduce în listă. Listele permanente sunt de la Biroul de Evidență a Populației. Deci înainte de oricare alegeri, eu am obligația să mă prezint la birou să ridic listele. Deci, el nu actualizează. Dacă eu am făcut 18 ani și... Actualizarea vis-a-vis de persoane decedate, vis-a-vis de persoane care se le retrage dreptul de vot. Cum se nu? Dar nu asta pentru că ea nu-i face. Aia nu-i face aia. Nu, bagă EPU. El n-ar să știe că copilul nu a făcut 18 ani. Deci asta spuneam. Deci nu avem o bază doar și pe... Evidența populației. Așa, evidența populației. Așa avem... Dacă vă găsați în liste, nu vă găsați din cauza unui care funcționează. Așa pe listele electorale sunt... Toți care au domiciliu, dar sunt foarte mulți plecați de ani de zile care au domiciliu. El lucrează la evidența populației. Da. Lucrează la evidența populației cu buletin de exemplu, piciorul meu e plecat, are domiciliu bine, că nu e stabil, are domiciliu pe în Anglia. Poate să-și facă domiciliu în străinătate. Da, dar cetățenia nu se află român cu oare. Da. Încă oare, da. E cetățean român, da. Lucrează în... Registrul are de la un... Da. Da, nu știu, eu n-am... Dar și buletin de... Dacă mai avem pe marginea... Proiectul de hotărâre de discuție. Supun la vot. Cine este pentru? Păi doamna, tu înțelegi propunerea mea, ce fac cu ei? Păi, dar domnul primar a spus că... Supunem la vot propunerea, domnule. Păi, propunerea, dar un raport, asta e cel. Și domnul primar nu vota. Păi, dacă votăm, îi primesc în continuare. Și noi votăm înainte de a vezi. Păi, n-am făcut nimic. Propunerea mea a fost că ne prezinte raportul și evaluarea și, pe urmă, noi să aprobăm... Deci, vezi, raportul pe anul 2019, da? Păi, dar de când am văzut la noi hotărârea de Consiliul Local? În 2019. Eu am obligația, ca și eu și o ceată de dumneavoastră, să facem raportul de evaluare a domnului secretar. Eu și cu doi consilieri. Bine, asta o să stabilim în ședința ulterioară. Eu am obligația să le cer la fiecare salariat, până la 31 martie, raportul de activitate. Bun, eu sunt procent mă să cer raportul de activitate mai curând. Dar problema este că eu... Mâine trebuie să dau dispoziție de salarizare. Dar n-avem treabă cu dispoziție cu salariile mării, numai pentru hotărârea Consiliului nostru local. N-avem treabă cu salariile mării. Bun, și acum cu mărirea salariului, mâine dau sporul de 10% la... Păi nu, păi nu am putut. Nu-i dai, dar îi dai, dacă noi aprobăm, îi dai retroactiv. Retroactiv, sigur. Păi noi nu putem să ne punem în potrivă. Da, eu nu mă opun. Ce ține de potrivă? Păi bine, ce ține ca un amendament? Nu știu cât e din legal. Înțeleg, depus. Păi trebuia atunci, când am hotărât noi, hotărârea să se aplice, numai cu evaluarea și... Dar atunci n-aveai cum. Urma să ia. Păi, acum trebuia. Nu urma. În fiecare an, eu îmi cer raportul. Hotărârea este de un an. Am înțeles. Da, dar și în 2018 și 2015 și 2018, așa, fiecare an, până la 31 martie, eu trebuie să am raportul de evaluare. Dar 2018 până la 12-a. Și acum nu se raporte. Nu, ce-a spus domnul Boc cu mențiunea. Se va da cu, în baza raportului de evaluare, pe care cel de primarului până la 31 martie. Dacă nu, ceva urmă. Dosare care ulterior va ajunge, dar poți să aduci un dosar și acum. Dar nu, ce rost. Vreau să-l întreb pe domnul Boc, dacă nu se permite domnul președinte.
ce înțelegeți dumneavoastră prin raportul de evaluare. Nu, raport de activitate și evaluare. Și evaluarea dumneavoastră. În activitate deja muncește și face munca. Dumneavoastră puteți să le evaluați ca... Evaluarea o face primarul. Evaluarea o face primarul. La propunerea dumneavoastră. Dumneavoastră o face și dă-ți o aprobă. El spune ce-o făcut. Trebuie să aveți dumneavoastră un punct de vedere, sunteți la compartimentul resurse umane. Trebuie să aveți dumneavoastră o opinie și dumneavoastră sunteți aici. Lasă prin cum așa. Dar nu vreți să știți. Păi, spuneți bine ce spuneți. Cel care dă datele la IEP deja și-a făcut treaba și domnul primar doar constată. Eu doar în urma unor adrese, amabei, este simplu. Păi nu. Cont vedul lui trebuie să poftiți. Dumneavoastră ați spus că vreți să vedeți un raport de activitate și de evaluare. A muncii. Și ce acolo ce să faceți? Mai departe. Mai departe? Hotărâți dacă s-a acordat în baza da, sau nu? Da, dar să să evaluați nu. Peste coordonator? Nu, dar tot niște bani de la buget. Așa cum dumneavoastră ne cereți nouă. Am întrebat. Eu întrebam ce doriți să faceți. Așa. Da, să știm și noi. Cum dumneavoastră ne cereți să hotărâm asupra salariilor lor. Așa? Și noi. Dacă puteți niște informații. Da. Sigur, e drept. Dacă își fac treaba personală, e vorba de același lucru pe care îl primește un om pentru sporul de periculozitate. Cel de la Serviciul Control Financiar Preventiv răspunde mai mult decât un angajat care nu face asta, de-aia se acordă ceva în plus. Sport, da. Cel cu urbanismul deține alte date. Și iarăși răspunde mai mult decât unul care i-ar fi normal, adică să luăm două persoane la fel. Un referent care e angajat pe, nu știu ce să zicem, registru agricol și un referent care răspunde de urbanism. Da? Și aia vreau să fie scris. Pe gradul lui, de aia v-am zis că la gradul de periculozitate e mult mai mare. Domnul Marius, dar nu împotrivă nimeni. Principiul egalității și... Trebuie să faci o diferență între ei, dar altfel n-ai cum. Marius, n-ai înțeles. Ei vor să vă impune pe acest domn să muncească mai mult decât muncești. Că pentru banii ăștia te mai băbesc, așa. Aș vrea să spune că indiferent dacă omul ăla muncește sau nu muncește după dorința mea sau după dorința dumneavoastră, legislația îl ajută și îl salarizează cu 10%. Da, da, da. Păi da, dar atunci la ce mai dă noi hotărârea? Atunci, dar ai dat o hotărâre din Consiliul Local prin care noi puteam fi de acord sau nu puteam fi de acord. Prin justificare. Da, prin justificare. Astea două, da, e logic. Dacă se dorește, se face. Da, bine, lasă legea următoare. Sau vedeți că... În legile de aici, v-am zis, da. Care prevedeau cu clase, iar aici le-am prevăzut cu procente către Consiliul Local. Așa au fost din 2017, de când am mers cu ele, rămâne de ales. Dacă nu ați spus, nu ați spus, nu ați spus. Deci, cum? Nu să fie mai problema asta. Deci atunci ce sucuri la vot acum? Trebuie să vedeam, pe asta sunt primarul trebuie să aplice legea. Deci aprobăm salarizarea, mărirea salarizării din bază. Dar pentru hotărârea noastră la Consiliul Local să primim și noi evaluare și o chestie. Dacă este un bun, și acum... Acum, da, dar el intră în vigoare, dar dacă votăm proiectul, îi votăm. Nu, dar înțeles, votăm numai pe jumătate, cum ar veni. Nu, vrei să spui așa, nu? Un amendament la proiectul respectiv. Nu înțeles, bă, aia ești obligat să faci așa. Și atunci trebuie să supunem la vot amendamentul tău. Asta spun. Propunerea domnului Bocu. Trebuie să supunem la vot amendamentul tău. Dacă s-o înțeles, 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 dacă s-
Deci supunem cu la vot amendamentul 2. Cine este pentru? Nu votez pentru că nu știu persoana. Bun, atunci. Aș vrea să mai împotrivă cine este? Împotrivă. Împotrivă, nu. Domnul Vici, cum ai votat? Bun, și acum votați hotărârii. Și acum votăm proiectul de hotărâri. Cu amendamentul. Amendamentul. Eu mi-am scris, votat cu amendament și să știu cine se va prezenta. Acum cine este pentru proiectul de hotărâri? Cu două cu amendament. Deci? Dar poate să fie legat de probleme de urbanism și de domnul Vici, fiindcă este subordinea lui, dânsul are atribuțiuni de... Nu, no, nu subordinează când e aparatul din specialitatea primară. Haideți că citiți atribuțiunile viceprimarului. Căutați și el are atribuțiuni în amenajarea teritoriului. Citiți-vă, rog, frumos. Ce atribuții, dar... Păi și cu cine? Cu cine? Nu cu persoana la urbanism. Păi și funcția respectivă în aparatul din specialitatea primară. Păi și primară are. Dar ați văzut ce primară are. Păi și el poate să-și dea un cuvânt asupra persoanei respective. Și de unde are? Ați sesizat din prezentarea domnului primar că nici nu se mai cheamă aparatul sub ordine și se cheamă familia ocupațională parcă așa. Ați sesizat? Un chem de nou și a dus să dau trebuie cu vederea. Familia ocupațională de tropii, nu? Așa scrie. Și dacă e ordine, haideți să trecem la diverse și vă rog frumos pe ordine, să v-am scris la cuvânt, în ordine. Deci, la diverse, cine se scrie la cuvânt? Deci care era până la urmă? Votanții că au ridicat mâna și după aia... Tu nu mă vezi că era împotriva. La diverse, haideți să încep eu. La hotărâre. Deci la diverse, un pic. Deci domnul primar... Nu, domnul președinte. Dar să notez pentru că dumneavoastră m-ați întrebat decât cine este pentru și pe aia... Nu, nu, nu. Deci, pentru... A fost toată lumea. Pentru amendament, 12 pentru și împotrivă domnul Braga, iar proiectul în ansamblu cu două cu amendament, e cu toată lumea. Deci, domnul primar, următorul, cine? Domnul... Așa. Cine urmează? Domnul Panaiti. Domnul viceprimar. Mai vrea cineva să ia cuvântul? Păi da, mai vrea cineva? Da, domnul Blaga. Da, haideți mai repede. Tu, chiar tu ai citit acolo niște chestii. Ai grijă. Mai vrea cineva să ia cuvântul? Citit de rog, scrie doar în petroație. Da, primar. Bun, domnul primar, ai cuvânt. Da, vreau să vă aduc la cunoștință că din cursul anului trecut, 2019, mai am de făcut 15 zile de concediu, din care săptămâna viitoare sunt în concediu de odihnă. Nu mai trebuie trecută perioada de concediu, doar trebuie adus la cunoștință la punctul de iest. Da, domnul primar, dar pleci în concediu când mi-e zăpad. Păi trebuie să afișați da, într-un lac. Bun. Deci asta. Da, ceea ce să vă mai spun, spunea cine, întreba cineva de drumul județean, domnul Domozei, parcă da, drumul județean e scos la licitație, pe 9 martie va fi deschiderea de ofertă. Mai multe informații n-am dat. Bun. Deci, domnul Tilibaș. Cât voiam să spun niște lucruri, dar mai apărut încă ceva, care nu era prevăzut să spun. Domnule primar, v-a mai atras atenția odată, referitor la articolul din Constituția României cu libera exprimare, articolul 30 din Constituție. În urma a ceea ce am spus atunci, într-adevăr, la câteva zile după, am avut și acces la pagina comunii. Acum mi s-a blocat de tot accesul, m-a blocat. Domnule primar, nu-i de joacă. Dumneavoastră ar trebui să ne spuneți acum cine se ocupă, deci permite să fac lucrul ăsta dacă nu știați. Și s-a mai plâns și domnul Cristian Ghizi, pagina comune. Site-ul? Site-ul sau pagina? Dar ia vedeți că după toată povestea asta, eu nu știu adrese. Facebook, aveți vreo 3 adrese. Nu e niciun oficial. Și false. Păi pentru că v-am văzut comentariile, chiar voiam să atrag atenția la niște comentarii. Așa. Dar am văzut că sunt 3 sau 4 adrese de bună palabă.
Am văzut și eu că mai e una la care am acces, dar nu prea postează nimeni. E aceea în care orice se întâmplă, se postează. De la Consiliul Județean, de la domnul Brașoveanu, de la... Aia cred că e oficială. Aveți sau nu aveți înregistrate cumva? E pagina de Facebook, dar e și Facebook-ul ăsta e un spațiu public. Da, și cine să zic? Și dacă numiți pe... La Bristetul cum... Domnul din zvonuri, domnul, am auzit că sunteți dumneavoastră pe... Doamnele, adică n-a fost o chestie doar cu o persoană singură. Și cred că aici mai sunt scăpări, dar putem face... Păi nu văd de ce, dacă nu scriu ceva, mai spus să repet. Scriu ceva și nu-i la locul, îmi asum. Dacă cineva de jos sau e prezent și are ceva de postat, poate să posteze. Eu cu domnul primar să fiu plecat pe localitate și nu suntem sau așa. Au și ei dreptul de postaj. Avem și la instituția la care lucrez, dar nu postează, că era tot așa, postat cine ce vroia. Nu, după aceea s-a stabilit, uite, doamna Cutărescu se ocupă de administrarea paginii pentru cei noștri. Așa trebuie și pentru pagina de Facebook. Și orice, asta trebuie întrebată. Din ce vă știu eu, o să vă spun că pagina de Facebook oficială a primăriei a instituției nu există. Nu există. Site-ul oficial este, ăla e de bază, da, dar așa a făcut. Să știți că nu e chiar așa. Nu? Dacă se folosește imaginea comunului de numele instituției, dumneavoastră trebuie să vă sesizați din oficiu, domnule primar și ceilalți, nu? Sesizați organele de primar. Și noi cu toții. Păi, icomena noastră face fiecare ce vrea. Nu poate să posteze oricine în numele comunii, oricine. Nu? Totuși, e un spațiu public. Am văzut că mai sunt și Drăgușani, mai sunt. Ah, bine și pare. Ia ceva. Specific administrator, nu putem să le ștergem pe celălalt. Nu atunci... Da, atunci informați... Să șteargă aia, te-i să șteargă prezintă. Eu nu cred că nu se știe. Cu siguranță știu care nu are să știu. Nu dată ziua de naștere, ziua domnului primar. Dar nu este adevărat. Păi nu, dar cineva care și-a permis și care știe ziua noastră, să nu știți când sunt născut eu. Comuna Parava, nu știu. Ia de vață, Nicoleu, că s-au fost un coleg, dar nu știu, dar ce comun ai născut? Nu fac anchetă, nu știu, nu mă interesează acum. Eu nu, era acolo, bine, nu mai țin minte comentariul, dar aveam ceva de adăugat acolo. Deci, pagina oficială ar trebui să fie, să aibă aceleași date de identificare ca și site-ul. Și trebuie să fie o treabă serioasă, domnule primar, și să aibă acces toată lumea. Dacă cineva scrie ceva ce nu trebuie sau postează ceea ce nu trebuie, păi să răspundă că nu trebuie să fie responsabil pentru ceea ce Martin, accesul la pagină poate fi limitat, dar de a comunica cu acea pagină, da. Cel care l-administrează poate să fie o singură persoană exact. Și ar putea să o știm și noi. Știți cum îi întindem prea mult? Nu, poți să te învoiești să dai pildă. Asta e o problemă, dar n-are rost. Păi nu, dar are cuvântul, trebuie să dau cuvântul vorbim. Da, o să închidem pe aia, dar cu una care fie aproape, să zicem o cameră, o pagină nouă, oficială și o să stabilim doar un singur... Chiar putem și așa, cu una parabă oficială. Și atât. Se transmit o grămadă de informații. Persoane nu există. Exact. Acolo lumea comunică. Am văzut și eu întâmplător. Tot felul de lucruri. Sau eronate. Voi să faci dialog aici. Se transmit informații eronate. Că noi am votat scumpirea... Apropo, că și asta vreau să discut. Am dublat prețul la gunoi. Păi, haideți să înțeleagă oamenii odată. Aș fi vrut la început, dar nu am schimbat pe ordinea de zi. Dacă noi anul trecut am subvenționat diferența între prețul care a fost, știu, asta am discutat-o și așa. Dar, pe lângă asta, oamenii încă știu că s-a dublat. De ce? Pentru că noi am vrut să fim niște oameni și de că am găsit resurse, am subvenționat partea cea din bugetul comunii, da? Ei, poate că zic și eu acum ar fi fost poate bine să nu facem lucrul ăsta, pentru că oamenii s-au obișnuit cu plările. Păi noi când am votat acum două luni, acea grilă din mărirea prețurilor anuală până în 2020 nu știu cât, a fost pentru că e de sus, nu e de aici. Noi doar am aprobat ca să avem serviciu, nu așa a fost, așa am înțeles. Ca să existe serviciu, trebuie să aprobăm planul ăla, nu pe anii respectivi. Bun,
Oamenii n-au înțeles că n-am aprobat dublarea prețului. Ceea ce n-a fost așa. Sau cineva le-a transmis minciuna asta. S-a mărit cu inflația și salariile față de anul trecut care era 80 de lei, dar am subvenționat noi 40 de lei. Consiliul local. Lucrul ăsta. Anul ăsta am spus așa. Deci, în față de 80, 92. Da, deci nu-i 22. Dublare. Nu-i dublare. În schimb, am spus, nu putem să subvenționăm până nu facem bugetul, să vedem dacă avem resurse și votăm la buget. Pe de altă parte, poate au fost persoane care li s-au încasat. Numai că s-au încasat, mai s-a văzut, nu lasăm voie până facem bugetul. Vedeți? S-au încasat, deci ne-a sus prin... Încasatul prețului normal, unde să plătească diferit de alții. Deci dublu? Ce s-au aprobat să încasează taxa și numește la felul care s-au aprobat. Am discutat la noi, vedem la buget dacă mai subvenționăm sau nu. Vedem un punct de... Da, dar asta poate să compensezi cu alte cum nu mai beneficiază. Da, dar atunci cum o să facă? Doamna care a încasat o să spună... Noi dacă plătește acum beneficiază. În concluzie, noi la buget vom vedea ce și cum. Nu. Asta mai am. Beneficiezi 10. Mă, dar ești un Domnul Ciumodă, dacă e aceeași chestie. Domnul, am găsit o soluție. Ori trebuia să nu încasăm până nu... până nu încasăm, să nu încasăm cu noi până la aprobarea bugetului, sau să înștiințăm un voi, fii atent, că o să scadă, o să scadă din gunoi ăsta, dacă putem. Nu încasai niciun bani până la 30. Dar n-ai cum să nu încasezi. Când încasai, îi spuneai că anul trecut, dar fii atent că o să fie o diferență. Îi dădeai hârtii. Fii atent că o să fie o hârtie. Dar acum să vedem la buget. Până la urmă, chiar dacă noi subvenționăm, deci banii aia vreau să scadă, nu? Adevărul la care nu plătești, ce se mai scazi? Care are cu noi plătit din 3 ani? Deci, nu mă obligați să ne punem treaba cu noi. Deci anul trecut, noi am subvenționat jumătate din suma de la primării. Anul ăsta, când am făcut prețul. Și-a făcut bugetul când? Anul trecut. Acum cred că ai toate șanse să-l faci. Așa. Deci, acum am spus, nu, când am făcut prețul în decembrie sau în ședința aia, când am votat prețul, venit de la Adis, da? Da. Așa. Am spus, subvenționarea o vedem la buget, dacă ne permite să avem resurse. O să procedăm la fel ca anul trecut. Da. Și care a plătit cu noi ce faci? La prețul ăsta mare. Anul trecut ce au... La prețul ăsta, care nu au plătit anul. Dar n-aveam altă soluție. Nu, nu, anul trecut. Care a plătit anul ăsta, ai mai dat banca până când am subvenționat. Ia adaugă la anul viitor, ai mai dat. Adaugă la anul, îmi adaugă informația. Dar eu am învățat, am văzut la o mașină. Era în care jumătate, iar după, mi-o băgat anul. Lăsați, haideți un pic. Și banii ai o să rămâne și o să-i primească după. Hai să dăm un domnul tot de subiectul ăsta ceva. Domnul director, la taxa de salubritate. Foarte mulți din sat întreabă că nu știu care e situația. În urma contractelor încheiate, cu ăștia la care plătim noi taxa, primăria primește vreun coeficient în urma banilor ăștia care încasăm noi? Ce eu le-am explicat că nu. Nu ne ajunge să le plătim noi. Le-am explicat, domnul. Acum, răspunsul noastră... Deci ce va fi dacă va fi din banii care îi va aduce OTR-urile în contul ADIS-ului, e posibil să nu mai fim nevoie de o majorare a prețului la gunoi. Dar nu ne rămâne nouă din taxa de salubrizare. Deci taxa de salubrizare nu ne ajunge să plătim gunoiul generat de locuitorii comuni. De asta discutam acum despre subvenție, cum am discutat și anul trecut. Deci mai pune primăria din bugetul local ca să acopere cantitatea de deșeuri generate din foarte mult lucru, mergi să spune că ați majorat taxa de salubritate și primăria încasează cu urma banilor colegiații. Mai mult de atâta, spune că îți mărim salariile la salariat. Da, sigur. Asta e, cu banii la urmări îți mărim salariile. Vreau să fac un apel la toți colegii, că o să urmeze campanie electorală și o să avem ocazie să vorbim sau să căutăm ocazie de a discuta cu cetățenii. Haideți să facem un front comun. Da? Să facem un front comun. Dacă tot o să fim prin campanie și o să vorbim cu o grămadă de lucruri, să spunem și asta despre gunoi. Dacă tot spunem că ne pasă de comună, să spunem oamenilor și de conștientizare că gunoiul selectat și mai puțin, pentru că acum oamenii trebuie să știe că plata va fi mai mică dacă ne vom învăța să dăm gunoi mai puțin. Dar oare n-ar fi mai bine mașina, de rezineală și să plece societatea? Cel mai bine ar fi o conștientizare pe chestia asta. Daniel, pe ce lume trăim? Suntem în 2020. Și ce trebuie să ne luăm după el? Serviciul ăsta trebuie să existe peste tot. Nu, Daniel, hai să ne luăm după noi și să fie cu noi peste tot. Nu-i voie dialog, mă atrag atenția, dialogul între... Nu-i voie. Îmi cer scuze, domnul Panaiti, ai cuvânt. Domnul primar, la ședința anterioară,
V-am dat să-mi spuneți ce se întâmplă cu canalizarea pe Rădoaia. Mi-a spus că a căzut odată cu programul de dezvoltare în PDD-ul ăla și nu se mai face canalizarea pentru localitatea Rădoaia. Și m-am gândit să vă pot pune o întrebare. Prin fondul european nu se poate face un proiect pentru canalizare, că avem nevoie de debit. Stația aia stă acolo și... Am înțeles. Deci nu v-am dat răspunsul ăsta. V-am spus așa. Canalizarea Rădoaia și extinderea Drăgușan și Palava au fost depuse pe fondul de dezvoltare, da? Da, a căzut ăla și... Nu-i căzut, am spus că l-am auzit pe domnul prim-ministru că a zis că nu va finanța acel fond doar dacă va crea un PNDL 3, da? Pe fonduri europene, la ora actuală, nu există nou exercițiu bugetar. Nu se știe. Nu se știe. Așteptăm să vedem ce vor veni. Deci proiectul este făcut, proiectul poate fi depus pe orice sursă de finanțare. Problema este să apară sursa de finanțare. Da? Deci povesteați înainte, spunea domnul Boboc, pe acolo, la obligație de identificare a surselor de finanțare, dacă v-ați implicat toată lumea, eu n-aș mai avea ce face și ar fi foarte bine. Sau mai era în master planul ăla de la... În master planul 2022 vom putea intra pe marele program OIM în cadrul a DIB-ului. Da. Cu investiții. În concluzie, trebuie să așteptăm. Sursa de finanțare. Sursa de finanțare. Deci proiectul este făcut, poate fi depus mâine în procesul de finanțare. Domnul viceprimar, ai cuvânt. Mulțumesc, domnul președinte. Aș vrea să fie o discuție nepolitică, că de altă dată se interpreta. Fără ironii, fără discuții. Domnul vice, fostul vice, domnul Boboc, și domnul Bucă, mi-a cerut odată o situație la apă. Uitați situația la apă, de unde o extrag eu, din partea mea. Mai mult, vreți anumite calcule, care culmea ar trebui să nu le cereți mie. Că ar fi așa, un telefon fără fir. Ați putea să mergeți, oricum mergeți pe la doamna contabilă, să le cereți de acolo, nu? Eu, tot ce vă dau, există aici și în lipsa mea. Branșați apă, v-am pus pe număr. Pierderi, situația cu calitatea apei, asta e munca mea, domnul vice. Când aruncați așa, că nu sunt situații prezentate, eu v-am dat o situație minimă. Pentru... Păi și cine aduceți acolo? Păi nu, să vă demonstrez de unde am luat situația aia. Eu. Vreți mai departe? Merge la alt compartiment. Ce rost are să mai vorbesc și eu cu alt compartiment? Nu te ajutați dumneavoastră. Ești și eu cu serviciul, da? Păi da, tocmai asta. Șeful serviciului apă, canal dumneavoastră sunteți. Noi trebuie să ne adresăm dumneavoastră. Dacă tot dumneavoastră, dar dumneavoastră puteți să vă adresați cu cine vreți dumneavoastră și cine are competențe. Și cu asta am ședut. Uitați, noi am făcut și scrise data asta, ca să nu mai fi discuții. Bun. Mai departe. Aș vrea, când un consilier refuză o recepție sau o invitație în recepție, cum procedăm? Sau care vrea să-mi scrie? Acum am o recepție de făcut la piatra care a fost adusă și văzută, dar nimeni nu prea strigă că ar vrea să fie prezent. Domnul Ticuță, domnul Dobozei, trebuie să fac o recepție, vreți? Care piatra? Piatra pusă concasată pe baza de stoc și dusă pe unde am dus-o acum zilele astea. Dar unde ai spus până acum? V-am dat acum două ședințe dumneavoastră. Vreți într-o ședință? Și ați lăsat-o așa moartă. Păi da, dar mai ți-e moartă, ai spus că vrei să duci undeva. Când vă sun, nu răspundeți. Deci, pe sfârșitul din toată economia ce au rămas pe, la capitolul drumuri, am reușit și am luat 3 sau 4 camioane. Câte s-au luat? Piatră concasată, da? Dar viți, conform... Care atunci, la timpul ăla... Cu mașina noastră... Am văzut-o și eu depozitat acolo, da? Ok. Ei, de atunci și până acum, a fost nevoie din curtea școlii pentru că se formam... Prin Străvan, pe anumite uliță. Apel la uliță, la Leonida, ne-a ajutat Adi Dobri cu camioneta și îți băi știi că... Mi-a zis, da, acolo și am amestecat, că am zis, băi, ia pune amestec balastul cu concasat, ca să bată bine concasatul prin balast. Și s-a făcut uliță Leonida, s-a făcut la curtea școlii. Și nu se fac cu domnul vice. Aici... Și rețin că mi-a promis domnul vice că tot îi spun de o uliță din Cămira aici, mi-ai promis, atunci că ai să duci balastul concasat. Avem un lucru treabă de făcut cu două tuburi pe care trebuie să-i montăm. După aia putem să trecem. Mașina este echipată cu sărănița fie. E drept, nu a fost nevoie și acolo să-l dar vom ajunge și acolo, în cel mai scurt timp. Deci, iar, nu să știi la în afară de domnul Tomătei și domnul Ticuță Ciubătaru, vreți... Dar ce ți-ați trebuiesc? Trei, minim. Păi sunteți trei deja. Nu suntem trei, fără mine. Păi de ce? Atunci facem cinci. Ca să fie mai mult, să nu fiți la PSD. Pentru transparență. Pentru transparență, că altă dată ați cerut și alte...
Nu. Da. Nu deschidem alt subiect, da? Cine vrea în ședință? Până acum, transparent, da? În comisie, da, în weekend. Aduceți poezii, aduceți referate, aduceți și prezentate. Deci când ai toate zeptul, așa, în weekend. Ok. Dar ne-am anunțat vreo 20 mai adică să... Eu am anunțat și n-ați dat așa semne că vă interesează. Prima e chemat și de atunci la discuția aia, mi-ai mai spus ceva? Bun. M-ai întrebat de ședință. Am rezolvat acum, gata. Atât. Mulțumesc. Mai ai ceva? Nu. Dacă tot să te iau la chestia cu apa, să dăm citire și la ce am făcut noi și... Da. Cum are drag. Domnul viceprimar, Comisia de Specialitate pentru Programe de Dezvoltare Economice, Social, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț a Consiliului Local Palava. Nemulțumită de faptul că toate solicitările anterioare referitoare la situația serviciului de apă potabilă și canal au fost ignorate, revine cu aceeași solicitare înscris de data asta și vă roagă să puneți la dispoziția acesteia o situație care se cuprinde următoarele informații. Apa introdusă în cele două sisteme, volum metri cubi, pentru anul 2019. S-a prezentat. Apa cumpărată de la Apele Române, pentru cele două sisteme. Păi de-aia, cum e introdusă și cumpărată? Nu e una și aceeași? Metri cubi și... O dată mi-a dat metri cubi și o dată în lei, da. Se avalare plătită la sedia. Da, da. Și apă cumpărată și consumată. Cheltuieli materiale. Cheltuieli cu energia, cheltuieli cu salariile, pierderi, încărcare, mașină, pompieri, spălături, bazine pe fiecare sistem. De asta spuneam domnul Bucă, că le am pe toate, procese verbale și vi s-au prezentat la modul mai minim. Bun. Sume de la bugetul local pentru compensarea pierderilor, documente justificative, facturi, procese verbale, etc. Situația restanțelor mai vechi de 60 de zile. O lăsăm înscrisă și deci... Da. Păi avem un scris, un... așa, vin cu dosare. Nu suntem, noi nu suntem instituții de audit. Eu n-am găsit niciun dosar pentru ăsta de la dumneavoastră. Trebuia o predare între servicii, nu? Dar nu-i acolo, cum să nu? Păi nu, dar numele astea nu-i lăsat nimic. Mi-a stat un grup de acte împrăștiat de pe lângă birou. Asta sunt de acte. Așa trebuie să faceți. Următorul lucrare așa l-a găsit. Așa e rău. Nu am găsit niciunul. Pare rău. E, da, am poze. Nu vreți? Pare rău, dar trebuie să găsesc din pe timpul meu. Nu-i scris în dumneavoastră. În 2016... Bun. Nu-i coace. Gata, să mergem mai departe. Asta e rău. Da? Asta e rău. Asta e rău. Asta e rău. Ce să vă mai spun eu? Avea domnul Blaga, domnul să lăsăși pe domnul. V-a apărut finanțare 6 pe cadastru sistematic. Am discutat-o ieri la oficiu cam ce sectoare se putem să le finalizăm. Dar... Comuna Palava o intra la cadastru total. Mă zicem când va fi procedura de achiziție, cât va dura, dacă se va atribui sau nu, că la cealaltă finanțare nu s-a atribuit niciun contract. A cine ori de comunicare? Eu mai degrabă ai merge cu sistematicul ăsta, dar e greu, ci e mare diferența între teren și acte. Deci am un sector care nu am tot finalizat, pentru că nici ANCB-ul nu vine cu ori din clar sau cu, să vină cu o propunere de lege pe undeva prin Parlament, toate rămân la dispoziția primarului. Primarul scoate la din Dalat, primarul cu el. Tu erai. Da. Bun. Domnul Blaga, ai. Da, referitor la ce vreau să vă spun. Am spus și la ședința anterioară. Cred că, nu știu, vreo două ședințe am menționat la rând. Sau extraordinar. Nu știu ce a fost așa. Da, la extraordinar. La ordinar. Sunt două ulițe acolo. Aș spune eu principale, că sunt persoane în vârstă, câte mai sunt, care vor să meargă la biserică mai aproape, mai pe scurtături și folosesc strada aia pe la fântâni, acolo, știți? Pe la tante, cum se cheamă? Duhalmu? Marcica Duhalmu. Vine pe disul, pe la Neacu Stigăcaș și așa. În fine. Strada aia nu s-a pus niciun pic de balastru. Mi-a zis undeva atâta băietul lui Nea Vasile Hanganu, o vede că s-a pus anul trecut cu mare insistență și s-a adus niște balastru, nici balastru nu era, era chestii, cum se cheamă, ceva gen ce a spus cu sare, să dați pentru alte derapame. Și chiar nu e pus deloc. Și e o mocirlă, un mâl acolo. Plus că acolo curge și canalizare, da? Da, mai e o problemă foarte gravă. Acolo canalizarea care iese tot timpul... Și accentuează. Da. Dar lăsăm acolo, că și drumul e dezastros, începând de acolo, de unde stă băietul, neacostică ca și așa, și unde l-a cumpărat.
de la Andrei, până la, la exact, până la Dănuță de acolo. Până acolo s-a ajuns cu piatră. Acolo e practicabil, dar acum nimic de spus. Este la un punct bun. Nu e perfect, perfect, dar este bun, respect de ce era în trecut. Deci vine strada de sus, de la Manuilă, nu la vale, până la, la Nea Dănuță de acolo. La podă. Dar restul e dezastros, ulița aia. Când mergeți pe iază, știți că mergeți în junglă, în pustietăți. Și mai e ceva, am fost la Mărar. Iar și acolo e nasol. Nu e chiar deloc și acolo chiar sunt câțiva locuitori. Mai trebuia ceva și piatră acolo. La Mărar... Chiar trebuia. Trebuie un pic până la Pui și acolo. Până e... Cel puțin, știți până unde, un pic că s-a băgat piatră spartă, panta aia când s-a făcut și s-a mai lărgit un pic atunci din mal. La tante Victoria, când ați lucrat, nu știu, acum 2 ani. Domn Vicenou, acum 2 ani ați mers. O fost asta doamnă, Lucie. Dar... Și să roteze în procesul meu, domnul... Să roteze pentru ulițele astea două. Ar trebui necesită... Deci, ulița la Fântânie, ni spune. Da, acolo, ulița Fântân, da, de desubt, de la Duhalamă, care duce până la Fântânie, la Fântânie. Stai ca și la Mărar. Și la Mărar, da. Deci niște străzi care sunt fragmentate... Practic, zâmbi, da, zâmbi. Domnul Blaga, balastul ăla care îți ia, nu-i balastul și fost de la Pant, băiatul Vasile Angamu Ciprian, el de bună voie și zesele de nimeni și chiar de capul lui, profesorul Dragă cu ocupă și local chiar să mânt pe uniți. Și i-a spus, băi, de la Pant, mai rău ai făcut. De rău, de rău. Adică omul și-a făcut rău până la lui. Vis-a-vis de balast, eu știu că s-a mai dus ceva balast acolo, până aproape de acustică cașcă. Cât a trimis camionul să intre? Cât intră camionul. Mă, dar duc cu buldor, cu pupa, trebuie camionul să intre. Cu buldor, că n-ai buldor. Da, e buldor și-l pui și cu buldor. Camionul e prea mare, da. E ploua până în țară. Nu, ai camion, pune cu buldor, dar atunci a buldor. Acolo mai e o mare ploie, mă, că e distanța aia fără case, pe stânga-dreapta, și znucii, și prunii, și... Dar au fost suficient. Așa. Și încă ceva. Dar la care vreau să-mi vreau, vis-a-vis de spaul de acolo, vreau să mă duc cu bitanje. Când mai am ocazia să-l bitanjez, să scoatem bomba aia afară, să vedem ce probleme are de nu funcționează. Mai e o problemă. Curge și în... Și la conduri. Și la conduri. Chiar în curva acolo, pe asta. Da. Cum nu? Ba da, problema. Ai rezolvat-o, dar iar sunt fundă. Care-i cauza până la urmă? Acolo nu, nu știu care-i cauza. S-o remediat. Se pune la balast, conduct. Dar balast n-ar trebui să mai intre? O intrat odată și acum ai înțepenit cumva de sunt fundă. Mai mult decât cârpe și pepăr și de toate... Așa e. Bun, nu se pune. Deci e capsulat ca și sat. Dacă era mai la vale pe căminile de pe drumul... Fața ta, da, credeam, dar tăișul e capsulat. Plus planul din Egeni acolo unde ați încercat să rezolvați, nu s-a rezolvat în totalitate. Numai un pic de așa ceva să spun. Și după puteți continua. Au pus atunci, când l-au debușit și nu funcționați stația. Au avut stația o problemă de plutitori. O curs toată toamna. Și acum iar mai e picură pe acolo. Domnice, așa-i curge acum acolo la... Ați rezolvat, dar nu totalitate. Tot mai vine câte unul. Veniți, domnule, pe fotografii să vedem și voi. Doamne, de la ce s-au adus fotografii atunci de la... Mai am încât ceva să-ți spun, domnule. La orice chestia de a veni cu niște... pe telefon. Nu neapărat să venim cu fotografii. Să lasă, bădinti, vă s-a întâmplat ceva acolo. Dar deci la Teiuș nu mi-a spus nimeni. M-am dus eu la Teiuș pentru că verifica apa din când în când și când am făcut la promis să se întâmplă, ce stai să nu uităm, că clar. Atunci când am pozat, că vine fundat. V-am spus și în ședință, domnul Lucaș vrea să ducă la garda din mediu să facă sesizare. Eu am venit și am spus, nu vă duceți, pentru că trebuie întâi să spunem în Consiliu ca să ne vede, să dăm o șansă să facă. După care m-a certat și mi-a mai zis careva că vorbiți cu tilibașa, nu face nimic. Trebuia să te duci, du-te și vă reclamați. Și am trezut eu mincinos, că i-a spus omului să nu reclame. Deci să reclam din prima. Până la urmă vești în comuna noastră și trebuie de da vezi pe nouă. Da. Domnul Cașiș a fost cu reclamă că tot mulos de acolo în groapa aia? Dar asta nu știu. Vrea să știți mai bine. Vedeți? Asta e, trebuie spus tot ce știm, așa trebuie. Încă un aspect. Pare un lucru minor așa, poate. Sau neimportant, dar e foarte grav. Dumneavoastră ați purtat o discuție de restul persoanelor care au teren pe Teiuș sau cum is, cu tot respectul, Nicolae Bardaș, e un om la locul lui, foarte ordonat, curat, nu vorbim, se vede și din stradă, curtea lui cât e de mare. Avem domnul ăsta, fermierul ăsta, Ciuraru, de la Fundul Răcăciun, de unde este el. Ați avut, de la început, de când a luat teren pe Teiuș, așa o achiziționat, nu? Cât ține pe teritoriul comunei noastre. Să purtați o discuție cu el după ce, de când a sturnat asfaltul, el iese chiar numai bătaie de joc, de pe străzile secundare unde are el teren.
Nu mai zicem că a afectat vecinii și în stânga și în dreapta cu dita mai mașina lui de 40 de tone cât are, de care vine de cereale și ia cereale și îi smulgă și acoperișul doamna de acolo la bar, Gheorghiță Soare să-i afecteze gardul. O venit cu atâta mână ieșit după roți, deci a adus un strat, cred că era de 20 de centimetri, nu se mai cunoștea că este asfalt întâiuși. Și iar când a venit de sus, de la carpe, nu unde are teren, iar așa. Înțeleg. Vreau să-i zizați destul de târziu aspectul ăsta. Nu. Nu poți să-i zizați atunci la mai domnul Soare, am luat legătura cu el. Dar eu v-am spus, nu v-am spus deloc destul de târziu. Începe campania acum și o să meargă, să-i erbicidești și asta. Mai durează unul de zile și dă căldura și bine, practicabil. Ne confruntăm, să nu ne confruntăm cu aceeași situație, ca să ne pun într-o postură nașpa pe noi, locuitorii satului. Limbajul. Nu știu ce înseamnă nașpa. Ești la limbajul, domnul Blaga. Ai citit astăzi. Da, să nu ne pun într-o postură nasoală, nu? Că după aia putem deveni și... De unde stai, domnule? Violent. Neplăcut. Deci... Neplăcut. Da, eu am mutat discuții cu el, l-a rugat că n-am zis... Dar acolo a fost domnul viceprimar și că... Nu, treaba trebuie tratată cu seriozitate maximă, deci nu vorbim de așa. Probleme s-ar trebui rezolvate altfel. Am putea noi, pentru drumul nostru să locăm, am putea noi să dăm o hotărâre de pe local. Ca să nu avem în hotărâre. Sau nu avem dacă nu înșel. Avem se interzice utilajele agricole așa să pătrundă pe drumul așa. Fără să speli să își pune ca așa. Și se apropie fiecare lor și nu mărește să fie respectată hotărârea. Da, dar problema ca să speli alea poți să ai un moment de trage, să se duce trage ca să înțelegi. Cineva li se apropie să-i până la hotărârea. Nu te duci când îți sunt probleme. Nu te duci. Da, iar vezi că se desgheață tot. De exemplu, cum e la Teiu și acolo, vezi pe camera de la vedere că noi ieșim cu prietenul ăla și a intrat acolo ce au făcut acolo, nu? Ți-ai și dovada. Cei care hară sunt foarte puțin, da? Da, doare. Ce au pământurile astea. Chemați frumos și poți să vedeți. Nu mai ai să se care e problema? Cu ședințe, cu două tractoriști, fac cuvinte. Și pun și rest. Mai și câteva. Da, da. Eu ies la capolo. Dar cum să vedeți? Eu ca ce-o fie pe niclor? Mai vreau să vă completeți un obiectiv. Că de craft. Îi răspund domnului Daniel. Culmea că de când am intrat noi, eu cel puțin, ca viceprimar, în Teiuș s-au băgat foarte multe ore cu cei de la asistații sociali. Balastru s-a cărat pe necesitățile de atunci. După o perioadă de 2-3 luni, să zic, de iarnă, să-i fac alte reprofilări. Nu că dacă s-a stricat așa drumul, nu s-a pus. Toaletări s-a făcut în limita normalului și a orelor pe care le avem. Deci nu cred că undeva nu s-a intervenit deloc. Puțin sau mai mult, asta se vede în teren. Dar nu că suntem indiferenți cu o zonă sau cu o uliță. Nu, dar au fost, deci cetățenii mi-au spus. Domnul Daniel, ați fost cu mine acolo când am supărat și pe alții să... Vă dau cuvânt, dar nu faceți... Poate am tăiat mai mult, poate am tăiat mai puțin. Nu mai intrăm în discuții. Da, domnule, mi-a făcut. Așa este, poate. Domnul Vasile are dreptate, dar... Nu l-am luat din fara la mine. Atunci... Atunci... Am zis să-mi ședință lucrul ăsta, că nu mai zice așa. Păi, dar nu ai copaci, bă, nu-ți chiar drept. Da, generatorul e adiționat. Banii toți fix și au mai rămas ceva de acolo, nu știu. Generatorul e adiționat că ieri au fost reprezentanții firmei care l-au distribuit să vină să ne facă instalația de automatizare. Să facă niște măsurători și de vis vis-a-vis de costurile de instalare, că mai sunt niște costuri acolo. Când îl puneți la primărie? Dar nu mai rămas. Vrem din țeavă și din tabla rezultate de la comitetul școlii să facem cumva o perdea, așa, să nu ploaie direct. Am insistat la oamenii ăștia să-l facă cumva cu posibilitatea de a-l lua și de aici și a-l duce în alte locații. Dacă o să fie nevoie de ea. Sigur că da. Nu-i mobil pe roți. Nu-i mobilă.
Nu se face să fie sau cum să legătările electrice să nu fie făcute în direct, ce e cuplă mobilă. A, de cuplă, așa și te duci la urmă. Ce putere este asta? 40 de cavea. Nu, asta e detalii tehnice. Dacă s-au reușit banii, au ajuns, au fost bine, mai rămas ceva și pentru instalare sau nu? Da, e bine. Da, e mare, dar vreau. De bani, de... Am avut... 30.000, da. Și-au costat două... 29.000, 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